Bună ziua și bine ați venit la episodul care inevitabil se va împărți în două, probabil, pentru că registrăm lunea și asta continuă până la pizda măsii, Paul. Ai zis că s-a terminat PC Gaming Show sau s-a continuă? S-a terminat PC Gaming Show. Okay. Intro! Bine ați venit la episodele aniversare de E3, unde eu mă uit la live-uri ca prostul și Paul citește o listă cu ce s-a anunțat. Dar am făcut live text. Da, ai făcut. Deci eu am stat, nu că am stat departe de social media weekendul ăsta, dar n-am prea stat. Mai intrat din când în când pe Facebook, vedeam 20 notificări. Ah, ok, face Edgar coverage. E ok. Tu, Paul, om normal, înțeleg la cap. Așa, continuă. Da. No, m-am jucat, m-am uitat la seriale, am văzut Chernobyl. Vai, Paul, ai făcut chestii normale de om, băgăm aș... M-am uitat la Chernobyl, la serialul Fenomene 2, la vă rugăm, nu vă anulați subscription-ul de HBO Go. Și ce, până la urmă ce a fost, Paul? A crăpat reactorul? Bă, deci fii atent. Acum că am văzut serialul Chernobyl, știam deja de accidentul nuclear, dar acum am văzut serialul Chernobyl. Da. Cred că, na, poate e o opinie controversată, dar nu a fost ok. Eu am auzit, nu știu, că e de vină rușii. Take-ul meu e că n-a fost ok. Nu m-a întrebat pe mine nimica, dar eu n-aș fi făcut așa. Aș fi făcut diferit de cum a făcut. Eu aș fi folosit, aș fi făcut două reactoare mai mici și aș fi avut mai mare grijă de ele. Și, uite, na. Eu nu aș fi încălcat regulile ca să fac un test în parametrii neautorizați. Ăsta-s doar eu. Da. Poate suntem noi mai inteligenți decât oamenii care au fost acolo, nu știu. Eu aș fi dat ca nebunul cu viteză în ele. Da. Ideea e că nu vreau să fac hot take, dar nu a fost ok ce s-a întâmplat. Chiar nu a fost ok. A fost destul de exploziv situația. Da. Adică dacă ar trebui să zic, nu a fost ok că a murit foarte multă lume de radiation poisoning? Paul, nu mai cu spectre. Nu vreau să fiu judecat pentru opiniile mele, da, e liberă exprimare. Paul, ești, nu, deja te iei pe arătură cu niște speculații și opinii. Nu, te rog, Paul, aici stick the facts. The fact este că a fost un reactor nuclear acolo. Da, chiar a fost un reactor nuclear. La Chernobyl, lângă Pripyat. Și astăzi Pripyat, este da. Parc de distracții. Da, așa exact. Că cine a câștigat? Cine? Acum s-a filmat jocul Stalker acolo. Da, și au un rollercoaster frumos care merge prin jurul cofragiului. Și Doamne ferește, sper să nu fie adevărată chestia asta în 50 de ani. Se numește sarcofraj. Acolo stau The Crypt Lords. Da, da. Nu, ce să iasă și să zică eu eram omul de știință. Am văzut că tu ai fost activ. Ai făcut stream-uri din alea pe pagină la care nu m-am uitat pentru că sunt nesimțit. Paul, aș putea spune că în moment ce facem un podcast care este urmașul radioului, am fost radioactiv. Da. Am înțeles că era să fii prins. Că de? Faci joc. Eu joc, Paul. Eu. Zi-mi ce s-a întâmplat. Cu cine pula mea vorbești, Paul? Ce joc am făcut, Paul? Zi-mi ce s-a întâmplat. La care din ele? Nu mai știu. Nu știu, fost un stream și era să-ți intre cineva în casă. Nu mai. Atâta v-ați comentat, este că am trebuit să întrerup și după aia să continui. Gata, atâta. O să zic despre acel eveniment. A fost foarte neprofesional din partea mea, cum îmi permit Bartai Studio-ul Joc și Vorbe Incorporated să aibă evenimente de genul ăsta. Bine, voiam să fac gluma aia pe care am făcut-o și ofer, dar dacă nu vrei, nu vrei, asta este. Lasă, nu mai gata, că mă doxez singur, Paul. Bine. Dar promit că n-a fost pisica. Ha! Dacă intre cineva peste tine când înregistrezi, cred că mai bine pui pe porn, e mai ușor de explicat. Da, spun, ce faci acolo? Da laba la liniuțe. Da, nu, mă uit la Pokémon Snap și nu... Da, dau una repede. La Snorlax. Jinx. Decât să zic că am podcast. Da. Dă seama, pui mie, cum ar fi să afle cineva că ai podcast. Podcast... Aoleu, nu. Na, uite, vezi? Adevăratul oppressed minority. Când e, mă, Podcaster Pride Month? Aștept, Paul, o facem. Pentru noi când? Muncim moca, aș zice că mai rău decât fabricanții de Adidas din Asia de Sud-Est. Podcaster Pride when? Trebuie. Paul? Da.
Nu ne-am jucat nimic săptămâna asta. Ok? Da? 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 Hai, man, chill, pui mei, ok. Hai, zice ce bă, tu editezi. Fucking podcast de 3 ore, vrei? E ok, nu. Zim ce RPG de 500 de vreme. Mă, nu, chiar poate aș fi zis, las că hai că nu vorbim despre ce am jucat, dar am terminat Mafia 3 și vreau să scap de acest spectru care mi-a spune despre capului. Cum a fost Mafia 3? Poveste, deci, grafică, feeling, da, notă? Da, gameplay. Bun, deci asta se numește Mafia 3, Wakanda Forever. Este okay. Un joc. Mm-hmm. Este setat în anii 60, pe final, după război, sau în timpul războiului Vietnam, dar în principiu... Cred că mai important e că e în timpul mișcărilor rasiale din America. E chiar un pic după, pentru că Martin Luther King deja e asasinat cândva în, între intro și un time skip micuț. So unceremonious. Da. Așa. Bun, deci, jocul începe, ca Assassin's Creed-urile, începe cu un disclaimer. Vrem să facem un joc care să facă un depiction realist al perioadei respective. O să spunem the N-word foarte des, ok? O să fim gamered. Oh, nu, o să... Tehnica ar fi, cred că împrumută de la Tarantino Pass puțin. Da, da. Am istoric vorbind. Am foarte mulți prieteni de culoare, deci să știți cum să zic cuvântul ăsta de foarte multe ori, ok? Nu vă Tarantino, supărați pe mine. Ești un ciudat care vindea casete în anii 90, shut up! În acest joc ești... Nu, stai, să începem cu cum te lasă jocul, cum te începe jocul, cum îți dă. Pornești jocul. Apeși iar start pentru că e un launcher, nu înțeleg de ce mai există launchere. Oh în, my god, anul 2000. Cunosc. Măcar ăsta îl poți controla cu controllerul, nu mă pun frumos pe canapea sau pe beanbag, mă scufund în el, apăs A pe controller ca să intru din big picture și după aceea să mă ridic, să mă duc la comp să dau un click să dau start game. Nu știu, Paul, cum e cu launcher-ul din 2019, Stellaris are launcher? I know, dar măcar ăla nu îl joc de la de pe controller, adică nu sunt undeva departe. Tușe, dar, da. Go on. Urăsc, da. Nu-mi place. Nu ved rostul. Na, începe main title screen-ul și vreau doar să vă spun așa. V-ați pus vreodată o melodie care vă place foarte mult, ringtone? V-ați pus, Edgar, ți-ai pus vreodată o melodie care îți place foarte mult ringtone? Dar să ne spune și oamenii și ce melodie și-au pus. Eu am avut System of a Down. Ok, și ai mai putut să asculti melodia aia în parametrii normali vreodată fără să te ia anxietatea aia masivă că-ți sună telefonul? Am făcut o pauză de vreo 5 ani. Dar, okay. Da, știu ce spui. După ce am văzut Battlestar Galactica și Watchmen-ul lui Zack Snyder, mi-am pus ringtone la telefonul meu Ericsson vechi. Come, All Along around. The Watchtower. Ah, celălalt, ok. Nu mai am de ani de zile ca și ringtone. Când a început main title screen-ul de la fucking Mafia 3, astăzi am să fiu mafiot partea 3-a, a început cu All Along The Watchtower, m-a luat cu aiurea. Am transpirat tot că îmi sună telefonul. Wow. Bun, foarte bună melodie, am lăsat să meargă, n-am vrut să dau start game din cauza asta. Da, e o melodie foarte bună. Cred că am pus-o și noi la final la un episod de podcast. Fără să știm exact care e cadrul legal pentru asta, dar sure. Cred că câteva secunde e ok și cred că vorbeam de coloana sonoră a Vietnamului, cam era la contextul. Da, da. Ok. Na, jocul e frame ca un documentar care se face despre protagonistul Lincoln Clay, un bărbat de culoare, fost veteran din Vietnam, care se întoarce acasă și se înhaită la loc cu gașca de gangster slash mafioți, nu chiar mafioți, face petty crimes și golani. Din astea. Golani. Da. Într-un New Orleans fictiv, îi zice New Bordeaux, cred. Și ok. Na, e setting-ul ăla de Louisiana, Sud, ai foarte mult Dixie Mafia, adică rednecks care fac crimă organizată. Na, fără să dau prea multe spoilere, intro-ul jocului despre cum tu te întorci și începi să reiei contactul cu lumea de acolo, să planifici un heist undeva la, o bancă, cred la Federal Reserve, și ești trădat, împușcat, left for dead, prieteni morți, familie moartă. Trebuie să te răzbuni pe toți mafioții care ți-au făcut rău. It's the standard mafia plot. Da. E un intro foarte bun. Problema e că în secunda în care ieși din intro-ul ăla devine extrem de repetitiv. Am jucat 10 de ore la jocul ăsta și faci aceeași misiune over and over and over and over and over and over and over again. Trebuie să eliberezi 9 districte, să preiei controlul la câte 2 rackets, le zice, în fiecare district.
Și fiecare racket din ăsta are multe side objectives și trebuie să le faci pe fiecare în parte, trebuie să dăunezi afaceri respective suficient cât să iasă boss-ul să se bată cu tine și când omori ăia doi mini boss, vine un boss mai mare care are o misiune mai storied și mai variată și așa mai departe. Deci sunt vreo între 9 și 15 misiuni cât de cât interesante, în care e un car ce-s mai interesant sau trebuie să faci ceva mai interesant și restul același gameplay loop de omoară acest pack de 5 până la 10 mobsters. Nu știu, sună o ceapă pe care o desfășori pas cu pas. Cam așa, cam așa e. Ai 3... Și mie mi-a plăcut Syndicate. Da. Tu n-ai jucat ăsta Mafia 3, nu? Nu, o să-l joc. Să-l joc. E păcat pentru că se dedică foarte mult, foarte mult efort și sunt foarte fain făcute misiunile principale de story și sunt extrem de superficial făcute toate celelalte, toate side objectives. Adică tot timpul mergi și vorbești cu cineva, ai o conversație foarte plictisitoare de genul ăsta este boss-ul din zona asta, asta trebuie să faci ca să-l faci să iasă, bla bla bla. Tot ce zic cu alte cuvinte îi du-te, fă misiunile astea repetitive. Suntem băieți mari, Paul, și știm deja cum arată umplutură într-un joc. Da, da. Dar poate să fie o umplutură de calitate sau umplutură... Da. Nu-i rău gameplay-ul, dar e mult prea lung pentru ceea ce oferă. Da. Aia e tot. Odată ce controlezi un district, poți să-l dai unuia din cei trei capos pe care i-ai, de care unul dintre capos este, nu cred că e spoiler, că apare destul de early on, e Vito Scaletta din Mafia 2. You don't say! Nu știam că e și el. Și sunt acești trei oameni care sunt în mod egal unlikable. Și trebuie să împarți teritorii între ei. Basically, ca să unlock-ui chestii, ammo upgrades și chestii de genul ăsta, trebuie să îi faci să câștige cât mai mult. Dar ca să câștige unul potențialul lui maxim, trebuie să îi asignezi foarte multe districte în mod inegal. Adică să aibă mai multe districte decât ceilalți. Și dacă faci chestia asta și le asignezi districte în mod inegal, la un moment dat, unul dintre ei sau mai mulți o să te trădeze. O să ai o misiune în care trebuie să te bați cu ei. Evident că le-am împărțit în mod egal și nu s-a supărat nimeni pe mine. Wow. Ok. So fucking original. Mai e un de-asta de collectibles pe hartă. Găsești iar reviste Playboy. De data asta sunt reviste Playboy nu neapărat integrale, dar sunt mai multe pagini. Poți efectiv să zici, nu, citesc articolele. Uite, am găsit revista cu țâțe ca să citesc articolul. Uite acest articol despre, nu știu, ce înseamnă să fii bărbat în anii 60. Poți să rupi postere de propagandă comunistă. Nu aș vrea să fac chestia asta. Și o să fie foarte fericit handlerul tău CIA, prietenul tău CIA din Vietnam care te ajută. Nu-mi place jocul, Paul. Deja nu mai îmi place. Da, e chestia ei. Abordează și curentul ăsta anticomunist din anii 60. Îl critică vreun fel? E așa? Nu mi-am dat seama dacă îi făcut... Adică na, cam toate personajele din joc sunt anticomuniste, dar sunt anticomuniste în stilul ăla foarte cartooniști de anii 60, știi? Commie pieces of shit. Ok, am încercat să ne creeze autenticitatea. Da, nu știu ce zic. Revin la partea cu rasismul. E destul de bine prezentat, adică am crezut că ok, here we go, o să zică the N-word de nu știu câte ori. Ne zic cehii cum e cu rasismul. Da. Nu cred că mai e cehii, e Hangar 13, care nu știu cum e bazat în Cehia. Da, dar e scris de același tip, nu? Nu. Daniel Vavro a plecat de la 2K Czech în... A plecat după Mafia 2, cred. Okay. O fondată la Kingdom Come Studio, Bohemia. Na. Cum îi handle-uit rasismul? Dau câteva exemple. Ok, poliția. În primul rând, nu-mi place că poliția a devenit tot mai puțin dinamică pe măsură ce o avansat seria. În 2 nu te mai opreau dacă treceai pe roșu la semafor. Și în ăsta nici măcar poți să speed-ui, poți să faci, să dai frână, să claxonezi, să sară din calea ta polițiștii, să se arunce pe jos. Nu-ți fac nimic dacă nu-i lovești fizic cu mașina, nu te urmăresc. De GTA 5, exact. Police, ok. Sistemul nu-i cu steluțe, în momentul în care comiți o infracțiune, e o zonă în care ești activ și dacă ieși de acolo, dacă ieși din, e last known location-ul tău, dacă reușești să evadezi din zona aia și după aia să ieși dintr-o rază și mai mare în care o să te caute poliția, după un timp se termină search-ul. Am jucat asta pe sistemul cu GTA 5, Paul. Da, păi nu, că e GTA 5, sistem. Dacă ai X stele, nu scad, nu? Ba da, scad dacă te ascunzi. Okay. Trebuie să faci aceeași chestie pe care ai descris acum. Indiferent câte stele ai? Indiferent câte stele poți face chestia asta. Și din ce în ce mai greu, scad mai greu, dar o poți face.
Okay, worst case îți an... vopsești mașina. Da, și aici poți face asta. În San Andreas era, în San Andreas știu că de la 2 scădea, de la 3 nu mai scădea, trebuia să mersi efectiv pick-up-urile alea. Na. În funcție de zona în care ești, poliția reacționează diferit. Oh. În sensul că auzi police dispatcher-ul, ești în cartierul de, în ghetou de oameni de culoare, unde sunt haitienii și toate minoritățile, calci pe cineva cu mașina și dispatcher zice ceva de genul că I got a hit and run over in Delray's Hollow if anyone feels like bothering with that. Oh, Jesus Christ. Și reacționează încet, adică efectiv le ia o grămadă de timp să reacționeze. Te duci în suburbie unde stau toți bogătanii și KKK-ul, pentru că evident că acolo locuiesc toți. Cum te-ai uitat urât către cineva, sună poliția și au venit 5 echipaje la tine. Odată umblam cu o armă pe afară. Efectiv îmi exercitam dreptul meu de al doilea amendament și a venit poliția să mă ia. What's all that about? Mm. Sună foarte bine. Uite, vezi, de pe o parte e rasismul ăsta care e handled interesant într-un joc, dar de altă parte CIA și anticomunism și... Da, îmi place că în, e o chestie de istoric aici. Americanii tot timpul sunt foarte pro gun rights și să nu le iei armele și așa mai departe. Dar cândva în anii 60 sau în anii 70 au băgat ceva legislație foarte agresivă de gun control, pentru că începuseră să se înarmeze panterele negre. Ups, gata, nu ne mai place. How that goes. Nu ne mai place și au luat The Black Panthers Vibranium Weapons. That ain't on. Na. Foarte frumos. Deci cum am zis, e diferența asta de calitate. Încă o chestie interesantă e că când omori un small-time racket boss din ăla, când capturezi un small-time racket boss din ăla, poți să-l omori pentru un bonus de cash pe loc sau poți să îl cruți, să-l adaugi la tine în rosterul tău de asociați ca să primești un steady income bonus overtime. Mm. Mai puțin când trebuie să omori, nu să omori, să dismantle-ui racket-ul de KKK, de rasism, care fac clan rallies și din asta. Nu e KKK, e un fake KKK, au saci de cartofi albi pe cap, n-au alea țuguiate. Cred că sunt ceva alternativ sau mai vechi de la lor? Nu, e ceva fake, The Southern League, Southern Union, ceva de genul ăsta, e așa numai stand-in KKKs. Na, și în momentul în care îl găsești pe bossul ăla, nici măcar nu ai promptul de recruit sau spare, îl omoară direct Lincoln, n-are treabă. Bă, sincer, to be fair. Mi se pare corect, ok, in character, sure. Na. Yes. Ai, crezi că stau collectibles, trebuie să ajungi la niște junction boxes pui niște devices ca să asculți comunicațiile din districtul respectiv și îți reveal-e pe hartă toate chestiile. Na, măcar când te urci pe un radio tower într-un joc Ubisoft, e fun. Chestia asta nu e fun. Să mergi să găsești chestia aia, să faci lockpicking minigame-ul și să apeși un buton și îți arată toate chestiile pe hartă și... Și după aia poți să sun pe commissional dribble și vine și te prinde pe tine și pisicile tale. Și trebuie să intri în rahaturile de alea de magazine, intri într-un magazin să găsești nu știu ce revistă Playboy care era acolo și evident că sunt rasiști toți ownerii și dacă intri într-un magazin, intri într-un loitering zone, dacă stai prea mult sună poliția. Wow. Na. Nu, mă scuzați, vreau doar revista cu țâțe. Da, vreau doar un collectible acolo. Bun. O chestie care m-a deranjat un pic e UI-ul la joc. Are un UI din ăla care se cumva... augmented reality, care nu se potrivește deloc cu stilul și cu perioada, adică nu ai un prompt deasupra personajului, apasă X să faci asta, ai un prompt deasupra obiectului cu care trebuie să interacționezi și character modelul Lincoln e absolut masiv, e imens și blochează prompturile alea în continuu. You're the big boy, nu? Very big boy, the biggest boy. Chiar și dacă porți costumul numit The Experience, în care ești shirtless și... Scuze, ești cu o cămașă desfăcută. Oh, Jesus, that's so nice. Ai costum de Jimi Hendrix. Cred că e dintr-un dintre DLC-uri. Apropo, DLC-urile, foarte bune. Da. Nu intru în detalii. Unul e așa, Dukes of Hazzard, te duci și faci urmăriri cu poliția și sari pe rampe și din astea și la final primești un weed growing operation în care poți să-ți faci your own strain of weed. Da, primești un your own General Lee? Nu, n-ai General Lee. Ok.
ai câteva mașini customizabile și poți să faci chestii pe ele, să pui decal-uri și din astea, dar nu l-ai efectiv pe General Lee. Okay. Mai e unul cu care e un fel de Uncharted în care te duci cu amicul tău CIA să termini un... să un recuperezi niște warheads de la un fost agent CIA operativ undeva în junglă. Ok. Ok, și mai e unul care e un fel de True Detective sezonul 1 în care e ceva weird sex cult pe care trebuie să-l să shut down. Să-i înțepi în fund pe toți. Da. Ok. Na, nu știu ce să zic despre grafica jocului. Arată foarte bine câteodată și foarte prost alte dăți. Are un, nu știu, un... adică arată foarte prost. Deci, are un lighting engine care încearcă niște chestii foarte ambițioase și nu ies de fiecare dată. Okay. A trebuit să mă joc cu opțiunile de brightness vreo 15 minute înainte să-l fac să arate cum trebuie, să nu fie absolut beznă când ești undeva înăuntru sau noaptea, pentru că farurile bat foarte aproape. E un sistem de lighting foarte realist în care norii efectiv blochează lumina și dacă plouă afară e chiar beznă, nu vezi nimic, ceea ce e foarte realist, dar nu se potrivește deloc cu... faptul că trebuie să joc un joc să ajung din punctul A în punctul B. Man, I love me some good storm in games. Nu, sunt bune, efectele de weather sunt bune. Skybox-urile la fel, câteodată arată foarte bine, câteodată arată parcă o dat cineva o pictat foarte fușerit cerul. Okay. Nu știu, e așa. Fețele la fel, câteodată arată extrem de bine, câteodată mi se pare că duc într-un Uncanny Valley cu expresiile adică faciale. Și... foarte bine înseamnă. Da, 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 hai chestia, arată foarte bine, dar încă nu-s chiar acolo. Come on, încă vreo 50.000 de poligoane și ieșea perfect. Da. Am înțeles că au avut niște probleme la lansare cu frame rate-ul, cu din astea, au fost patched out da, între timp, da. Dar au probleme tehnice la lansare. Probleme de frame-uri, de AI, da. Mai multe chestii. Da, nu știu, ca verdict... scuze, înainte să dau verdictul, doamne, ce vă fac aici? Soundtrack-ul. Oh my fucking god. Oh, cel mai bun soundtrack dintr-un joc vreodată. Mai trebuia, Paul, să zici de soundtrack. Deci toate oldies-urile pe care le-a ascultat taică tău. Nu cred. Taică mi-a ascultat Bee Gees. Da. Deci ai Rolling Stones, ai Beach Boys, ai tot, mă, tot. Ai toate melodiile din anii 60 târziu la care te poți gândi în jocul ăsta. Ok. Muzică de futut înseamnă. Exact. Exact. Okay, și okay. Asta înseamnă că vai, ce, luați-l chiar, cât încă se poate cumpăra. Oricum o să dispară, nu garantează nimic. O să dispară melodii din el dacă nu da. Dispare jocul. Da, avem downgrade-uri și chestii de genul ăsta, se găsesc. Na, e ok dacă reușești să faci doar minimul necesar. Deci trebuie să-ți găsești un ritm sau ceva, să faci doar cât simți că trebuie să faci în jocul ăsta, pentru că altfel te pierzi în activități și durează extrem de mult și mi-e foarte, foarte greu să-l placez undeva. Dacă ești ca mine și ești completionist, wow. Nu e la fel de rău ca Fallout 4. Nu? Nu. Ok. N-am deci jucat 500 de ore. Wow. That's much saying, Paul. Da. Nu e atât de colect de derivativ ca Fallout 4. Să te plimbi și să cauți cutiuțe. Exact. Nice. Zi, Paul, haide, ai dat grafică, ai dat gameplay, dă feeling-ul. Am dat feeling 10, mă, feeling 10, serios. Ei, ok, gata. Te plimbi în Louisiana anilor 60 și se simte și ai un baiu și ai blaștini și ai orașe și ai dealuri și ai coclauri și câmpii și Chinatown-uri și tot ce vrei tu de la un oraș. E foarte mare harta, mi se pare că o zice ceva că e cât Mafia 1 și Mafia 2 cumulat. Ok. Când m-am luat pe. Da, e enorm orașul. Okay. Problema e că nu prea este fast travel în joc și apreciez, driving-ul e foarte bun, camera se înclină foarte fain când faci o curbă la viteză și se înclină camera și se simte foarte, foarte mișto că e curbele, dar să-mi bag picioarele. Câteodată chiar n-aveam chef să conduc 10 minute dintr-un capăt în altul al orașului. Păi da, dar poți să te uiți în împrejurim, să te uiți la copaci. Da, sure. Câteodată... Ai animale? Animale, da, ai un singur tip de animal, crocodilii în apă, nu înotați în jocul ăsta. Super. Cred că ai niște căței, pisici, chestii. Nu. Dar poți să arunci inamicii după ce ai omorât și ești în stealth mode și arunci în apă, vine crocodilul și mănâncă. Very useful. Wow. Ok. Mafia 3. E ok. Păcat de el. De ce? Nu, știu, puteau să-l facă mai focused. Dacă îl făceau ca și Mafia 2, open world liniar, cum am zis, ar fi fost absolut superb. Cred că și zis ascultătorul nostru video că abia aștept să joace Paul Mafia 3 să văd ce părere mai are despre open world-ul ăla liniar.
Da, man, ai avut dreptate, ce să zic. Ai nevoie de, în primul rând, sunt niște decizii de făcut în, când faci un third person open world ăsta. Și dacă vrei să te bați cu Rockstar, sacrifici chestii și nu o să ai resursele lor. Și asta e încă o chestie, s-o GTIficat jocul. Da, da, asta, da, da, asta nu, nu au putut să facă ce face Rockstar, așa că au tăiat colțuri. Exact. Și mai e ceva aici, este că dacă ar fi lansat jocul, dacă era la nivelul GTA, ar mai fi durat vreo un an, doi. Foarte probabil. Foarte bine punctat, domnule Edgar. Mă mulțumesc, frate. Încerc, Paul, cât se poate de mult. Cât se poate. Cât se poate. Atât s-a putut de mult. Da. Îmi cer scuze. Bun venit la All Vorbe. Acum pun intro, să-mi fac până la Te rog, nu. Nu. Da. Tu? Paul, eu m-am uitat la E3, Paul, atâta. Hai să trecem. Bun, ok. Poștă redacție, rapid și trecem la E3, da? Da, da. Bun. Bun. Ziceam săptămâna trecută că... Mr. Postman, give me some text. Scuze. Sex. Yes. Așa. Ziceam săptămâna trecută că poate ar trebui să jucăm ceva de Pride Month, să fim mai pe tematic. Încă nu s-a terminat Pride Month. Am găsit o persoană LGBT în... două persoane LGBT în Mafia 3. Bun, ok. Am jucat jocul... jocul LGBT Mafia 3. Such a cop-out, Paul. Taci-mi puii mei. Ok. Crista ne zicea că pe lângă jocurile pe care le-am menționat mai este și Shower With Your Dad Simulator și Rinse and Repeat, de care nu știe nimic, doar că există. Cristan, cum am și răspuns, nu știe că de fapt e wholesome family fun Shower With Your Dad Simulator, nu-i LGBT. Ar fi ciudat, ciudat să fie LGBT. Da, asta vreau să zic că... Da. Când ziceam de pricing-ul pentru Journey pe PC, pe Epic Games Store, ziceam că, nu știu, probabil o să fie la 20. Cristian zicea că more like 4,99 pentru Journey, dar asta după ce scazi șpaga de 10 euro de la Epic din preț. Și după ce am găsit efectiv prețul, o comentat deja altă dată să fiu pregătit. Cer scuze. Da. Îmi cer scuze că nu am putut să mă întorc. Dar noi suntem fericiți că lumea comentează. Da, e ok. Pula mea. E ok. Yes. Ce zici? Na, apropo de Ilarion Ciobanu, pe care l-ai name-dropuit tu și am zis cine pula mea Ilarion Ciobanu, aparent este un actor vestit, legendar. Paul, normal că e un actor vestit român. Paul, what the fuck? Dar eu nu știam și tu ai zis că nu știi cine îi. Ești chiar actor. Da, eu sunt un profan la foarte multe chestii și printre acele chestii sunt și filmele românești. Dar de pintirie știi? Știu numele, ajută la ceva. Așa. Na. Eu cred că îl confund cu altcineva, e posibil. Moving on, gata. Bun, Matei zice că încă vrea să facă cu tine Wattpad reading. Păi da, dar aia facem noi, nu, trebuie să facem un produs. Bine. Niște dramatic reading. Eu am zis My Immortal. Da, ok, na, aveți voi un inside joke, am înțeles. Nu e inside joke, nu, e, facem dramatic reading de Wattpad împreună, Paul. Nu. Doar că vreau să fac și un produs cu noi aici și cu, poate, luăm pe Matei, pe Alin, voci și facem un dramatic reading de My Immortal și eu sunt Vampire Potter, I'm Dibs on Vampire Potter. Okay. Vrei zice, fain episod, merci. Yes. Ne place când se simte episodul că a fost fain și cineva chiar ne zice că da, a fost fain și ne confirmă. Îl clonăm pe domnul acela și să mai aducem ca el să ne mai comenteze. Da, vă rugăm. Adică, așa. You know, mă ne bucurăm că ascultați și cred că simpla voastră prezență la fiecare episod dovedește că v-a plăcut într-o anumită măsură, dar... You know, it's nice when I see it. Da, nu trebuie să ne bubați în cur la fiecare episod, doar că episodul trecut chiar simțisem că a ieșit bine și după aceea chiar nu ți-o confirmat și că chiar a fost mai bine decât media pentru că cineva s-a pusit să ne zică. Ok, Paul, haide, gata, exit, stage right, următoarea. Bun, tot apropo de asta, Cristian zice că el nu prea dă like-uri în general, că am referențiat faptul că a început să dea like în descrescător la episodul pe măsură ce l-a ascultat și credeam că he's working his way prin backlog. Dar, și zice că nu prea dă like în general, s-a gândit doar târziu să dea la noi, încă nu a apucat să dea la toate sorry, sau și că poate unele nu meritau like, cine știe, nu se ține minte, poate că n-am avut numai home run-uri, poate s-a supărat pe ceva, poate există ceva de Seinfeld, who knows?
Poate. Da, nu trebuie să dați like. Dacă nu vreți să dați like, e ok. Comentați? E ok. Just jump in it and listen. Tot vrea zice că la ziua de știri ar fi zis despre Game Pass pe PC. Încă nu aveam detalii foarte multe atunci, dar avem acum și o să vedem puțin mai încolo. Și spunea că dacă avem timp și chef, poate facem un stream cu bere în timpul conferinței Microsoft de la E3, se anunță chestii interesante, bla bla. Bun. Mie mi-e foarte greu să-mi găsesc timp pentru chestii la anumite ore. Adică, uite, asta este ora la care trebuie făcut stream-ul, pentru că acum s-a hotărât Microsoft să facă bla bla bla. Nu, mă, asta este treaba de profesioniști. Era profesioniști care au timp, era... E duminică seara, it's a school night și știi care e chestia care mă enervează? Anul trecut am avut E3 care e 3 zile și acum avem E3 care e 3 zile și încă n-a început pentru că toată lumea a ieșit din E3 și a făcut propria conferință înainte de E3 și a început cu nu știu câte zile înainte și acum avem o săptămână întreagă de conferințe. What's up with that? What's up with E3? What's the deal with E3? E mult de ținut pasul. Tu ai reușit să faci live text pe pagina, apreciez, eu nu. Am reușit, dar Bethesda am pus de dimineață, când cum am trezit, am făcut repede un rezumat, pentru că era la 3:30 și pula mea, nu stă nimeni pe Bethesda. Cine căcat mai stă după Bethesda? Weekendurile trebuie să le țin pentru mine, n-am putut să... Nu, Paul, nu te... acuz cu nimic, mă bucur că ai trăit ca un om normal weekendul ăsta. Eu am trăit ca un... Let me say what I have to say. Eu am trăit ca un fucking Nosferatu. M-am hrănit cu șobolanii lui Microsoft și lui Bethesda toate aceste zile. A fost oribil, Paul, și vom discuta și o să vă degurgitez ce șobolani am gustat. Aveau hrăniță acră. Reinfield. Turbin Stork ne zice că Condemned 2 îl avem emulat pe Xbox 360 și pe PS3. Știm că îl aveam și eu pe PC, asta vreau să zic. Da, tu ești cu emulările, tu știi care e faza. Apropo de ce am zis eu despre Baldur's Gate 3, că probabil că s-ar putea ca leak-ul ăla să nu fie de Baldur's Gate 3, pentru că încerca prea tare să fie de Baldur's Gate 3. Oh, yeah. Și Matei zice că this bit didn't age well. Fucking didn't. Și apropo de acel Duvakin Dragon Porn, și am început să chantuim Come on Me, a comentat tot Matei că este disturbing și come te rugăm să nu te disturbezi aici de față cu noi. Come on my chin, come on me, come on. Atât am avut. Gata? Da. Gata? Bine. Hai să dăm fuzul repede înainte, pentru că avem o grămadă de chestii de vorbit. Bun. Hai să o luăm cronologic. Hai să iau, să scot The Elder Scrolls of Game Hype. Ok. Înainte să luăm totul cronologic. Pre-E3. Am și chestii pre-E3 care s-au anunțat. The Surge 2 s-a anunțat pentru 24 septembrie, The Surge fiind jocul ăla în care ești un motostivuitorist, dar Dark Souls. Mie mi-a plăcut Surge 1, mi se pare un joc ok, nu e genial, e doar ok. Sunt ok cu jocuri doar ok, iată, am jucat Mafia 3. Cred că e mai bun Mafia 3 decât Surge 1, okay. Dar ok. Vampire the Masquerade Coteries of New York apare anul ăsta și pare a fi, cum am și bănuit când am aflat că se release încă un joc Vampire the Masquerade, pare a fi ceva visual novel / interactive story thing. Man, nu mă jucam Vampire the Masquerade Bloodlines pentru the fucking story, mă jucam să văd fizica aia. Da, pentru Jeanette, pentru fizica lui Jeanette. Și acele două modele de domnișoare ale nopții. Trei. Sexual workers. Patru. Trei? Nu erau patru. Păi. Erau două, Rușcata și Blonda. Deci era Jeanette / Therese Vorman. Era... Nu, alea sunt personaje, nu zic the sexual worker, generic sexual worker model. Erau două. Ah, da, erau doar două. Aia, da, ai dreptate. Rușcata și aia cu the yellow top. Da, Edgar, nu ți-a plăcut de anarhista damsel? Ba da, era mic, așa și... nu erai woke pe atunci? Nu, eram foarte unwoke, if nu, aia, și tipa care avea barul, unde punea Tiamat, știa ce muzică. Ah, tipa aia care avea în biserica aia gotică, avea un fucking nightclub rave. Deci, jocul ăla mi-a bubuit mintea mea de adolescent cu Tiamat și cu Darling Violeta, eram, yes, more! I was well into my emo goth phase back.
Man, fost okay. It was like so dark. Starbreeze a mai dat afară 25% din angajați după ce au vândut studioul ăla pe 50 de trilioane de dolari sau ceva. Se pare că totuși se duce. E ca și cum e în natura business-ului să se întâmple chestia asta, indiferent că ești a good publisher sau nu. Exact, bine, au avut gherele, asta este. Or that overkills the walking the dead. Mm-hmm. Xbox le-a zis efectiv gamerilor să se spele la pulă. O scos geluri de duș. Am văzut aia, am fost șocat să aflu. Eram bine că nu este cu aromă de Doritos. Este fi șampon cu miasmă de Doritos. Toată lumea a făcut, că era și verde și toată lumea a făcut gluma că e Mountain Dew. Gel de duș Mountain Dew. That would make sense dacă n-ar fi galben. Da, e de toate. Pișa. Deci oamenii nu știu cum arată Mountain Dew. Da, dar vine in a green can, știi? Yeah, I know. Na. Bun, avem două știruțe despre mari publisheri apolitici. Înainte de... Ben Shapiro? Da, da, da. Înainte de conferința lor de la, E3, care încă nu a avut loc, Ubisoft a arătat mici detalii despre Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion este un joc cu hackeri, open world, bla bla bla. E Watch Dogs, ok, yeah, da. În Londra. Yes. O să poți să juca ca și orice NPC. Nu știm ce înseamnă asta exact, poate o să aflăm mai mult despre la viitoare. Da. Is that a dog whistle? Aia, nu cred. Ci că poți lua controlul oricărui NPC din joc. Nu știu cum se pupă asta cu a avea un protagonist cu personalitate și așa mai departe. Na. Cred că faci invasion cu ele, că făceai asta și în doi. Da, mă rog, ok, go on. Da, exact, știu că era chestia asta. O să vedem mai multe peste câteva zile. Așa, jocul va avea loc într-un post-Brexit England. Continuă. Yves Guillemot, cum arată acest post-Brexit England? Știi cum e, surveillance state, economia o duce prost, dar arată ca UK-ul zilelor noastre, doar că e după Brexit. Ok. Yves Guillemot zice că our goal is to give players all the information we can and then let them choose which sides of our game worlds they want to explore. We want them to decide what they like, what they don't like. Trebuie să citesc cu accent franțuzesc? Nu, te rog. And if how to change their minds or the way they play based on that information. It's about freedom for the players. Ubisoft's goal is to create games that offer a 360 degree view of life and it should let people interact with all points of view, François said. Asta este altcineva. Te bagă în 1984 Londra post-Brexit, da. Și zice, îți place căcatul ăsta sau nu? Ești liber! Da. Și că, uite, de exemplu, vrem să, dacă am face un joc despre războiul din Vietnam, am vrea să arătăm și din partea Vietminului și din partea Vietcongului. Ar fi curat și din partea nu. Soldaților americani. Da, dar știi, după aia ai chestii de genul, dacă faci un joc din World War 3, păi, da, pui World War 2. Poate și naziști ar avut și ei de point. Că vrem, în principiu, vrem să lăsăm jucătorii să decidă de care parte îs și asta înseamnă că să-și facă singur opiniile și asta înseamnă să faci jocuri mature. Deci vreau acum să fac o recomandare care este related cu apropo de să-și faci o opinie. Dar am uitat cum se numește. We Were Soldiers, care e un adevăr. E ce spune Ubisoft că vrea să facă cu Vietnamul, dacă ar fi. Mm-hmm. Și acolo ai un cât se poate de aproape un take obiectiv și arată ambele părți, soldații vietnamezi care mor de frică și se cacă pe ei, dar în același timp și atacă relentlessly soldații americani. Mă rog, și taci în pula mea, Ubisoft. Zic că un joc matur este un joc nuanțat care nu încearcă să spună nimic și te lasă pe tine să decizi. Taci în pula mea, gaz toxic care face oamenii fundamentaliști religioși. Taci în pula mea. Ai zis tu că în lumea asta ce s-a întâmplat? Brexit s-a întâmplat din cauza unui gaz toxic care da, face era unul rău. I will make people divide the country. Faraj cu avionul net să răbușească și-a dat cu gaz toxic. A dat cu chemtrails. Wow. Da. Tot apropo de chestia politice, EA a numit un villain dintr-un, cred că e din multiplayer sau din ceva elite soldier german. Era un din villain. Battlefield. Da, din Battlefield. Din Battlefield-ul World War II, at war, at world, at bla bla bla. Da. Un soldat german. German foarte stereotipic, sociopat, Hans Landa. Gândește-te la un ofițer nazist din orice film despre al doilea război mondial, ăla era personajul. Și cu eye patch. Și cu eye patch, exact. N-avea svastici pentru că motive.
N-au voie. Și, da. Și i-a dat numele Wilhelm Frank. Franke, da, Frank ar fi pronunția. Wilhelm Franke. Problema e că numele ăsta, Wilhelm Franke, era numele unui celebru membru al rezistenței antifasciste din Germania din timpul și de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Yike! Yike indeed! Și, s-o mișca rapid, i-o schimbat numele, dar după aceea au zis că da, oricum ăsta nu este nazist. Pentru că în al doilea război mondial au fost și soldați germani care nu erau naziști. Și exact, trebuie să nu uităm să spunem și povestea lor. Bine, omul era codat ca fiind nazist. Deci era coded nazi. Spun corect, au fost soldați care nu erau naziști și luptau împotriva lor, da. Dar voi l-ați făcut the bad guy. Și acest citat e superb. In Battlefield 5, we're not making any political statements in relation to the real life events of World War II, and there are no swastikas in the game. Deci să nu uitați, jocul despre cel de-al doilea război mondial nu are mesaj politic, da? Fac nu facem niciun fel de comentariu, nu vrem să decidem noi cine au fost ăia răi în războiul în care ne-am bătut cu naziștii, în care absolut toți am căzut de acord că naziștii sunt ăia răi. Deci în punctul ăsta am ajuns în punctul în care Return to Castle Wolfenstein are o poziție politică mai clară decât jocurile astea. Da. Pucam așa picioarele în ea de treabă. Bun, în felul următor, părerea mea cu jocurile apolitice și cu toată chestia asta. Uh-huh. Apolitic nu înseamnă, ei zic că suntem apolitici doar ca să facă pandering către minoritatea aia vocală de gameri care zic că ei nu vor ca jocurile să se bage în politică, ei vor doar să joace jocul să fie entertained. Dar nu la asta se referă oamenii când zic chestia asta. Oamenii nu se referă la nu vreau să... Bine, și care zic că nu vor să puște naziști. Nu zic că nu vreau să pușcăm naziști. Zic nu vrem persoane de culoare, nu vrem persoane LGBT, nu vrem reprezentare forțată, diversitate forțată. Nici măcar pandering-ul ăsta nu-l fac corect. Nu fac nimic corect, pentru că they're treading the path of PR nightmares. Exact. Deci că a fost scandal că au avut o femeie pe copertă și că au pus femei în al doilea război mondial și toată lumea a fost cum, adică cum vă permite să faceți chestia asta? Și acum ei, ca să o dreagă, zic, dar nu vrem să spunem cine a fost cu adevărat ăia răi în al doilea război mondial. Fucking EA, băgați o femeie nazistă care tortura și abuza sexual prizonieri. Come on, fucking do it. Apolitic, totul e apolitic. Okay? Dar era gay. Do it. Exact. Gata. LGBT nazis. Fucking balance accomplished. Springtime for Hitler. Efectiv, springtime for Hitler. Aș vrea să joc acel Battlefield Power. The producers Battlefield. Aș vrea, da. Și la mijlocul meciului se înceapă tot să danseze. Da. Ador. Bun. Asta acum a fost politica. Da. Pre-E3, asta a fost pre-E3? Asta a fost pre-E3. Mai ai ceva pre-E3? Ah, da. Blizzard a anulat un first person shooter universul StarCraft. Am văzut. I was heartbroken. Da, au anulat un proiect la care lucrau ca să bage la multe resurse în Diablo 4 și Overwatch 2? Am văzut zvonul. De ce există Overwatch 2? De ce mai avem conceptul de live service dacă faci sequel la el? Între timp, Team Fortress 2 există de o grămadă de timp. Da. Și merge ok. De ce, Paul? Nu știu, în pula mea, de ce? Că sunt foarte... Dar nu are niciun sens. Sensul era, ideea era să faci un joc pe care să tot patch în loc să tot faci joc nou că ți-a mai multe resurse. Dar evident că dacă scad vânzările la jocul platformă, jocul serviciu și investitorii cer în continuare vânzări, am pățit. Paul, but how can I have my cake and eat it too? Nu poți, n-ai voie. Ba da, Overwatch 3, Paul, anunțat, boom! Zic ala n-are niciun sens. De ce nu ai putea să have your cake and eat it? You're having the cake. Că you're eating it twice. Then you're having it. Have breakfast, eat breakfast. Have cake, eat cake. Da. Bun. Deci asta a fost știrea și am fost un pic cam tristuț când am auzit. Am luat un proiect și vreau să joc un first person. După aia am aflat că era descris de către oamenii care au licuit această informație, niște angajați Blizzard care erau protejați de sub anonimat. Au zis că era kind of like Battlefield in the StarCraft universe și mi-a murit orice fel de entuziasm și am zis, bă, gama-și pula în Blizzard, ultimul joc pe care o să vi-l cumpăr la voi este Warcraft 3 Reforged, să mă sugeți de suflet. Oricum nu o să mai scoată niciun joc după Warcraft 3 Reforged. Nu, gata, it's done.
Da. Am închis ușile, Paul. Hai să intrăm în E3. Bun. Vino cu mine. Apucă-mă de păr. E3-ul care încă n-a început. Cum să nu fie început? Păi n-a început încă E3-ul proper. Sunt conferințele pre-E3 acum. E3 începe pe 11. Ăsta nu e E3-ul? Nu. Am văzut că ăsta e E3-ul. De asta zic, e o prostie. Toate companiile astea care au avut până acum prezentări s-au sustras din E3, că nu mai aveau chef să aibă chestii on the show floor, și și-au făcut propriile lor conferințe în afara și înaintea E3-ului. Paul, E3 începe oficial pe 11. Dar sunt prezentate ca fiind E3. Știu. E tâmpit. Ok, ok. Nu. Let me rephrase that. Paul, E3 has changed. Da, E3 este un sezon. E3 este un state of mind. E3 E3 has changed. Fucking cue the song aici. Boom! Îmi las pe tine. Bun. Ok, așa. Avem întâi conferința de la Google cu Stadia, care au anunțat mai multe chestii. Ai ceva despre ce s-a întâmplat acolo? Vreau doar să spun că Google Stadia a reușit să scoată prin anunțurile de jocuri serviciul Stadia. Am despre serviciul Stadia. Poți să spun despre serviciul Stadia? Pentru că am nervi. Bun, am doar un detaliu despre el. O care să este? Poți ori să-ți cumperi jocurile individual pe Google Stadia, da, sau poți să plătești subscription-ul ăla de $10 pe lună ca să le streamui. Pentru streaming, da. Ei nu garantează că publisherii nu vor cere o taxă suplimentară pe streaming, deci poți să ai streaming pentru Stadia plus streaming pentru EA sau Activision Blizzard. Toate astea se adună la un cost oricum destul de măricel, dar nu la fel de mare cum mi-a și spus Ovidiu că avea chef de ceartă. A zis că dar tot e mai ieftin decât un calculator nou. Iar to that nu i-am răspuns atunci. Vreau să dau the passive aggressive smiley face, dar nu am răspuns. Răspund acum. But you end up not owning anything. You're renting digital games. You're not even owning digital games. Deci măcar urma aia de proprietate nu mai ai. Poți să le și cumperi. Da, poți să le și cumperi, dar zic ca și serviciu de streaming, da, că la aia mă gândeam. Cineva a zis că sper că sper că lumea vrea să investească într-un serviciu Google, că nu e ca și cum, cred că Penny Arcade, nu e ca și cum Google a oprit vreodată un serviciu pe care îl folosea lumea out of the fucking blue. Sunt atât de efemere și cel puțin eu ca și colecționar de jocuri și îmi place să le am acolo și să le revizitez după ani de zile, nu vreau să-mi dispară chestia, nu vreau să moară serviciu și după aia să mă trezesc că fac... What's going on? Noi colectiv ca societate avem un problem cu bandwidth-ul care este limitat și la noi n-ar fi problema asta. Nu, imaginez nu, la noi, că... în general există o problemă, da, de bandwidth. Și așa. Nu cred că poți să streamui atât content. Toate Netflix-urile lumii, în condițiile în care utilizarea de bandwidth crește exponențial de la an la an, să te-a pus să streamui și jocuri și Netflix și 4K și 8K și așa mai departe. Pentru că în momentul în care vorbim despre Stadia și mi-au venit tot felul de gânduri, în principal rele pentru SUA, pentru că SUA este un paradis al companiilor în care efectiv providerul îți mai cere și el încă o taxă suplimentară. Mă, vrei 4K, vrei 1080p? Dar ai data cap în puii mei, deci, multe locuri din state, ai în Australia nu. Data caps multe. Ăsta e un coșmar sau, dacă ești Google, o oportunitate de afaceri cu mai mulți provideri. Google deja vrea să bage Google Fiber în multe state din SUA. A, deci e singur să aibă și țâța și mâța. Ok, good. Nu, fucking miss me. Sunt nervos, Paul. Asta am avut despre Stadia. Hai să vorbim despre veștile bune pe care l-a adus Google. Da. Nu Google, nu e Google, nu Astrocem brand-ul. Fuck off. Nu, jocurile bune care au fost anunțate. A, acolo. Happened to be there. Da. Toate jocurile pe care le menționăm acum au fost anunțate și pentru Stadia. Da. Deci nu sunt exclusive. Așa, go. Darksiders Genesis pe Stadia și pe Steam. Hack and Slash-ul. E un hack and slash, nu știu dacă e un twin stick sau un fel de Diablo clone, dar arată interesant. Nu știu că world building arată la fel ca celelalte? Ca și design al creaturilor arată și al... mai mult ca și Darksiders 3 decât 2-ul, mai spre stilul ăla, stilul stilizat, bravo Paul, frazeologie. Arată mai stilizat decât 2-ul, de exemplu. E ok. Na. Destiny 2 a venit cu multe știri. În primul rând apare Year 2 sau ce dracu o fi, Destiny 2 Shadowkeep. Nu m-am uitat, nu mă interesează, dar se mută pe Steam, dispare de pe Activision Blizzard Launcher. What? Și o să fie free to play tot jocul de bază plus toate expansion-urile din Year 1. I'm sorry, qua? Da, păi ei au plecat, Bungie.
da, s-au despărțit de Activision de ceva timp. Nu, eram doar facetiously surprised că știam că o să fie făcut pe parcă. Asta e o mutare bună pentru că dacă ai deja contul de ai deja cumpărat jocul și vrei să nu o să mai fie pe launcherul de Activision Blizzard, nu mai poți să-l accesezi dacă nu-i gratis în altă parte să nu-l cumperi iară. Da. Da, conturile sunt tot alea lor, le-au luat cu ei pe da. Da, și okay. îți permite crossplay. O să permite crossplay, cross save, cross whatever. Încă nu știm dacă e în schemă și și PlayStation, Sony. Masaj face? Nu o face. Nici dar e gratis. Nu. Ok, ce alte joculețe au mai fost la anunț? Baldur's fucking Gate 3. Ok, pauză, la opriți podcastul. Nu opriți, nu dați pauză, oprim noi flow-ul podcastului ca să ne bucurăm acum un pic, Paul. Haide, hai să discutăm. N-avem nimic despre concret. Nimic, absolut nimic. Știu că o să fie bazat pe ceva campanie nouă de tabletop care urmează să apară Beneath, Descent to Avernum, ceva de genul. În trailer este un Mind Flayer, apare un Mind Flayer și scuze, nu vreau să fiu nerd acum. Dar nu așa funcționează un Mind Flayer, ok? Ba nu da. Funcționează un Mind Flayer ca în ăla. Nu. Mind Flayer-ul nu locuiește în tine și iese nu din tine. Nu locuiește în tine. Este un proces întreg. That's how they multiply power. Don't you know your lore? Nu iese ba din da. Tine. Ba da. They put that worm inside your ear, ceea ce presupunem că s-a întâmplat înainte să înceapă trailerul, și după aia se transformă și îți preiau corpul și îți distrug mintea. Paul! Bac pula. Google, eram convins că au nu știam că-s paraziți. Ăsta e ciclu de viață. Nu. They consume your soul and they take over your body și transformarea este irreversibilă except for some few powerful magics. True resurrection. Nu-ți trebuie niciun pic din corpul rămas. Exact, there you go. Let me fucking sell the game. Larion, dați-mi bani pentru chestia. I'm gonna fucking sell your game. N-avem nimic, nicio chestie concretă. Am văzut trailerul. Nu sunt un fan al lore-ului Baldur's Gate. Nu mă interesează deloc, decât că știu că e un joc bun și că the gameplay's tight. You know, dar nu mă ține captiv. Am văzut trailerul ăsta. Entități extradimensionale care invadează orașul the Baldur's Gate City? E un oraș, nu? Da. Așa. Am văzut The Mind Flayer. Even I know a Cthulhu monster when I see it. Oh, da, it's the Cthulhu monster. Am văzut chestia aia la final, Mind Flayer, transformarea e completă, vezi prin cer niște fulgere și vezi siluetele mai multora și erau, oh my god, a cosmic interdimensional threat in my Dungeons and Dragons game? Please, give me. Asta da. și reputația lui Larion este aproape impecabilă. Ilarion Ciobanu. Ilarion. Sven Vinke. CEO-ul Larian zice că după Divinity Original Sin s-a dus la Wizards of the Coast să încerce să-i convingă să le dea licența de Baldur's Gate 3. Dar au zis că nu, că you're a bit too green. Green? Face jocuri de foarte mult timp, dar ok, bine, cum zici tu? N-auzi, mă, ei, dar nici forumul ăla de RPG-uri n-a auzit de ei, că nu prea da. Se joacă. Sursa mea din interiorul RPG Codex a zis că lumea deja s-a uitat la trailer, ori inventat o ficțiune în capul lor cu ce este Baldur's Gate 3 și acum sunt foarte nervoși pe jocul ăla fictiv pe care l-au inventat. Fucking fanbases. Sug fanbase-urile, da. Strigă tot. Na, și a apărut și un video în care Sven Vinke, îmbăcat în armură, se duce în sediu, da, în sediu Wizards of the Coast, omoară pe cineva, îi fură sufletul to get that secret D&D sauce. Yes, that was funny. Da. Cic, o să fac mai multe la PC Gaming Show. Ori mai arătat ceva că n-am văzut PC Gaming Show? Nimic gameplay, am mai vorbit despre el un pic, am mai spus povestea cum au luat ei licența, că s-au rugat de ei și au luat-o până la urmă, atât a fost, you know. Cic, ori au avut un pitch care nu a fost foarte reușit, dar le-au zis veniți cu altul, că au văzut potențialul, deci a fost întreaga chestie. Asta a fost informațiile suplimentare pe care le-am primit. Oricum am un site, o să facă Developer Diaries video cu el, da, o să avem informații. Ăsta a fost primul Dev Diary în care l-au murit pe ăla și eu l-am suflet. Da. Atât am avut eu de la conferința Google. Dacă mai ai tu altceva? Nu cred că mai am nimic. Cred că Google-ul l-am fucking missed complet, că mă enervase Stadia. Da. Am luat direct de la EA eu. Da, EA. Eu am patru rânduri de la patru EA. Patru rânduri de la nu EA. Nu am anunțat nimic. EA a fost jalnic. În punctul ăsta stăteam pe pagină și făceam meme-aia cu White Ninja. Ori citit patch notes de Anthem.
deci a fost ăsta. Hai să mă citesc pe mine. EA deschide scandalul E3 cu Jedi Fallen Order și patch notes. Oh my god, fucking patch notes. Singurul anunț worthwhile. Hai să vorbim de The Fallen Order. Zim. Bun. Jedi The Fallen The Order. Am văzut 13 minute de gameplay. L-am cumpărat deja. Da. Da. Am văzut. Am și sequel-ul. Dacă e The Force Unleashed. Dacă e altceva decât The Force Unleashed, nu s-or chinui foarte tare să demonstreze chestia asta. Nu, deci chiar arată The Force Unleashed, care not bad per se. Da. Doar că gândiți-vă contextul în care a apărut jocul ăsta. Este efortul lui EA de a readuce goodwill-ul ca și companie care face jocul cu franciza Star Wars. Chestia că nu s-or chinui să arate. Eu mă așteptam să fie ceva în gen Uncharted, dar nu a arătat aproape deloc dialog, nu a arătat cutscenes, a arătat doar cățărat foarte încet, deplasat foarte încet, împins chestii foarte încet și un combat extrem de metodic care mi-a amintit foarte mult de cum joc eu Dark Souls. Și eu nu joc Dark Souls într-un mod foarte entertaining. Nu, și apropo, fost în lista de combat mult mai antrenant. Da. Just saying. Adică mă așteptam să văd, nu știu, parcurul ăla să fie mai dinamic, să sari, să te arunci din perete cu sabia în cineva, să... Au ținut să menționeze că force choke când iei și aduci pe inamici și plimbi după aia este free form și poți să faci cu corpul lor ce vrei. Menuților, Force Unleashed a apărut deja. E de da, mult. Da, e așa... Na, arată bine, se mișcă bine, deci tehnic și ca și... smooth gameplay arată destul de ok, dar nu m-or convins că este jocul care o să schimbe fața jocurilor Star Wars. Am văzut niște moace care costă mulți bani. Da. Deci, just saying. Aparent are loc în universul Rogue One, apare robotul din Rogue One, mă rog, gama aia de robot. Îi setat după Order 69, nu? Da, după când am văzut Execute Order 420. Cam în ce time frame se desfășoară, inclusiv că e comandantul ăla care apare în Rogue One. Mm-hmm. Deci între prequel-uri și trilogia originală. E înainte de Rogue One și după prequel-uri. Mm-hmm. Okay. Nu sunt fericit cu time frame-ul ăla. Dar oricum, if it's a good game, you're gonna have fun. Preconizez că o să fie decent. Da, o chestie care mi-a plăcut în ăsta a fost când bagă Force Time Stop și ia un Stormtrooper și îl mută în fața razei de blaster pe care o tras-o chiar el. Am jucat Force Time Stop. Da, numai ce vreau să zic e că, well, măcar așa mai nimerești Stormtrooper-ul din când în când. Hey-o! Dacă-l ajuți. În primul rând, ce ai face tu, Paul, cu niște Force Powers? Ok, chiar am vorbit despre chestia asta recent cu cineva. Dacă aș avea super puterea de a opri timpul când pot, eu aș folosi-o la un singur lucru. Să-mi aranjez pula când sunt public. Doamne, da. That's a problem. Vai, oribil. Da. Și cum faci? Faci the crab walk? Da, normal. A plecat. Mă scuza, trebuie să mă întorc cu fața la acest perete o secundă. It's the dance of my people. Don't mind me. Da. Bărbații vor înțelege despre ce vorbim. Bărbații care poartă blugi vor înțelege despre ce vorbim. Cine nu poartă blugi, Paul? Numai animale nu poartă blugi. Știu. Când văd într-un film, tot timpul scena în care a, nu, am o erecție și mi se vede prin pantaloni. Poartă blugi! De ce poți pantaloni de stof în public? De ce poți training? Ce ești tu, CEO? Da. Ok. Hai să... A fost Star Wars-ul. Tot de la EA. Vreau eu să take in the lens acum să spun că Sims 4 a anunțat... un expansion nou, mm-hmm, care arată frumos, este inspirat din cultura polineză și poți acum să trăiești pe o insulă și ai sirene și ai tot felul de mecanici de cleaning up the environment and stuff și looks like fun, Paul. N-am mai jucat Sims de foarte mult timp, dar te cred. Și au teasuit un expansion nou după acesta, care ăsta să apară acum. Mai e un expansion mai încolo și I think it's making magic again. Oh, care este expansionul... Nu a fost la Sims 2. La Sims 1, ok. Da, și I'm also pretty excited for that one. Și this is the most corporate thing I can be excited for. Și mă simt prost, dar la același timp, fuck, e Sims, îmi place. Acum, dacă l-a scoate complet și n-am mai scoate căcatul pentru el constant... Nu, nicio șansă. Ok.
Tot de la ei am avut o chestie că fac The Oscars Man, va face un joc nou, dar n-am văzut foarte multe detalii. Și pe lângă el mai sunt încă două studiouri din, din detașamentul de studiouri indie ale EA. Unul care se numește Zvonk, am uitat să notez numele, și încă unul care se numește Glowmade, care este făcut din fostul staff Lionhead. Mă bucur că Lionhead a rămas totuși în cadrul companiei, încă nu e canibalizat de tot. Sunt foarte, a fost foarte multe jocuri micuțe lansate și cred că o să vorbesc mai în detaliu despre ele mai încolo. Păi, da, dar ăștia nu au arătat nimic ca gameplay sau așa, da, nu, anunțat, la, lucrăm. Da. La ei n-au fost anunțuri foarte interesante, da, micuțe, dar păi, la alte conferințe au fost. Eu de la EA mai am un singur rând și scrie așa: mult sport. Ah, da, a fost. A fost fucking Noah. Noah, avea să zic Noah Gervais, nu-i Noah. Trevor Noah. Trevor Noah. A fost acolo, a vorbit de cât de mult îi place lui FIFA. Da, man, ok, we get it. You play FIFA. Ești african, we get it. You, like the rest of the world, play football normal, nu ăla cu... Da, nu ca noi, în pui mei, numai, mă joc Mafia 3, cât zeci de ore. Dar cine joacă FIFA este sub om. Și după aia la Madden a fost mare spectacol. Am văzut că au băgat, like, roles. Fiecare jucător acum are un rol și o abilitate secretă și chestii și... Poți să-ți dai ultimata în Madden? Da, da, ceva de genul. L-au făcut ca un MOBA și, I don't know, man, oricum am fost... Intră tipa aia care o stricuit la meciul cu Liverpool sau cu cine dracu și îi creep. Oh, man. Roșan. Dacă ar fi oameni interesanți, poate ar face așa ceva. Și în continuare nu s-a anunțat Captain Claw, încă un E3 datat. Tu de la cine aștepți Captain Claw ăla? De la oricine, oricine vrea să-l facă. Nu, dați-mi Captain Claw, my furry game, dați-mi the furry game. Man, remastered the original și faceți încă unul, tot 2D, I'm happy, you can have my money. Vreau să-ți pitch-ui ceva, da? Zi. Captain Claw, 3D platformer, făcut de compania care a făcut modelul pentru Sonic. Aha, din film. Dar deja arăta, oricum Captain Claw în 3D acum arăta exact ca ăla. Captain Claw, dar cu dinți de om. Nu. Da, mă, te înțeleg, Captain Claw a fost un joc. Am, mi-am adus aminte de, și Captain Claw, Jazz Jack Rabbit și fucking Earthworm Jim trebuiau să primească sequel-ul 3D și au fost toate anulate, cam la începutul anilor 2000. Și eu zic că e timpul pentru un revival pentru jocuri de genul ăsta, pentru că au fost platformele și vor fi în continuare platformele, dar Captain Claw era o combinație ciudată de resource management, nu știu ce platformă mare resource management, în care avea și o componentă de brawler în care trebuia să te bați cu inamici, aveai life pickups, trebuia să le manageuiești, aveai resurse la arme, trebuia să le manageuiești. Era interesant, avea un feeling aparte. Și încă unul n-ar strica, care să fie exact ca ăla. Continui povestea, dar gameplay-ul ar trebui să fie cam aproape neschimbat. Da, eu nu sunt neapărat foarte pro platformă de 3D. Adică știu că sunt mult mai bune acum decât erau în anii 90 și 2000 de vreme. Ar costa atât de puțin să fie 2D. Știu. Platformele mi se pare că se prelevesc foarte bine cu 2D-ul, dar au apărut jocuri în ultima perioadă care îmi dovedesc contrariu, de exemplu Super Mario Odyssey, care aud că e extrem de bun. Da, Super Mario Odyssey, fiind atât de simplu ca și design, are claritate, ceea ce nu cred că are the restraint necesar un EA să facă claritatea aia. O să zic că nu, să arate pompos, să 7000 de chestii și să fie foarte, foarte greu de jucat, pentru mine cel puțin. No, man. Mm-hmm. Captain Claw, simplu, 2D, Night Dive, get on it, Jace Hall a spus că așteaptă oferte, efectiv omul vrea să le dea. Dar pune și intermediază, atât tot stai și ceri la de la să facă. At la Knife Dive lui Jace Hall acolo și menuț, come on, talk you guys, now, let's make this happen. Now kiff. No. Da, cred că aș face asta. Bun. Mai avem ceva de la EA? De la EA, da, avem mema cu White Ninja, fă ceva EA. Anunță ceva. Ah, da. Do sau, something. Era foarte jos. După care am stimulit eu Captain Claw un pic până a crashuit. O Stadia Crash. Da, acum, abia după aia a fost Stadia, mă. A fost EA Play și după aia Stadia. Da, mă rog, mi-a luat rodnea care l-am avut în feed-ul de știri. Bun, avem un felul următor. Da. Cea mai chonky conferință de departe, ca și da, content și chestii noi, a fost Microsoft. Microsoft o rupt. Microsoft a avut banul să asigure exclusivitatea la foarte multe anunțuri și da, am aceeași problemă ca și la Stadia.
paștele vostru de hype beasts care sunteți pe grupurile românești de gaming. Nu mai faceți brand association-ul ăsta cu Microsoft. Că asta au vrut ei. Vrei să joci ăsta? Sunt foarte puține care sunt first party. Și aproape niciunul e exclusiv. Da, păi Microsoft are commitmentul ăla să renunțe la exclusivitate, să facă cât mai multe chestii. Gândiți-vă platform. Gândiți-vă la fiecare setare pe care ați făcut-o în sistem și la fiecare update de Windows care v-a făcut setarea. Muie Microsoft. Comparativ cu ce a fost până acum. Nu, Microsoft are destul de multe, de multe first party-uri. Da, au reușit să stângă și avem acum de vorbit la ele, dar Microsoft ca și conferință, da, fain, a rupt. În punctul ăsta, după ce a venit Stadia și a anunțat acolo câteva chestii bunicele și EA ne-a făcut pe toți să fim catatonici, a venit Microsoft și a zis, yeah, we got games, remember games? Da, uitați joc, priviți joc. Și am primit joc. Ei și-au centrat foarte mult conferința în jurul lui Xbox Game Pass. Avem și detaliile, o să fie accesibil deja în open beta și pe PC, doar pe Microsoft Game Store. Au zis ei, e disponibil acum la doar $1, dar that's your first trial month. Da, first month. E $5 pe lună, ai peste 100 de jocuri on demand pe care le joci spre deosebire de exemplu, PlayStation Now, care costă 20. Ăsta ce că e priced ca și EA Origin Access și ai și un discount de 20% dacă vrei să cumperi un joc for keeps care e deja pe, pe Xbox Game Pass. Asta cred că e metoda lor de positive enforcement, cum vrei să-i zici, da, ca să te ducă pe platforma lor. Da. Nu e exclusiv, doar ai mai multe beneficii, mai ieftin să stai pe platforma lor. Pot să zic că acum ai mențiune asta, dar nu că trebuie să vorbim după aia și de asta. Deci ei vor ca tu să cumperi de la ei, da? Uh-huh. Dar GOG a postat pe Facebook și spun că și pe Twitter că dacă cumperi de pe GOG, tot profitul merge la developer. Imediat după conferință. Well, tot profitul, though? La Cyberpunk te referi. Da. Cyberpunk, da, au aruncat niște shade. Dar știi, fix după conferință. Oh, GOG, you got the moxie. Că ăștia au zis că, iată, puteți să cumpărați de pe Xbox Game Pass, de pe așa, de store-ul nostru, puteți face precomandă la Cyberpunk 2077. Și după aia GOG vine și să nu uitați că noi facem jocul și avem store-ul nostru. Yeah, e first party here. Da. Da. Hai, dacă tot am început cu Cyberpunk, hai să vedem despre Cyberpunk. Fucking Cyberpunk, Paul! Ce să... Nu știu, am venit de nicăieri Keanu Reeves. Tu ți-a dus tot sângele în pulă și ai leșinat în momentul ăla? Am pățit. Că eu nu mai puteam. Deci, păi Keanu Reeves o pivotat așa de tare din actor anost care nu-i place nimănui în People's Darling. False foul. A fost Darling, a devenit anost o perioadă și după aia came back. Pentru că hai să nu uităm Bill & Ted, ok? Da, Bill & Ted, Point Break. După Point Break e foarte bun și I could argue salvat de Keanu Reeves. Dracula... Mm-hmm. Nu că e salvat de Keanu Reeves, dar dacă te uiți a doua sau a treia oară, kind of makes it more fun să-l vezi încercând să vorbească cu un accent britanic. Sau The Devil's, cum e avocatul diavolului căcat, cum îi zicea în engleză? Devil's Advocate? Nu. Nu era The Devil's Advocate, că aia mai am zis și eu în căcat. Nu mai știu cum îi zice. Satan's Fuck Attorney. Satan's Lawyer. Lucifer's Little Lawyer. ăla cu Al Pacino. Pacino. Chiar zicea The Devil's Advocate, bă. Ia uite, vezi. Ia uzi. Nu m-aș fi gândit că are un titlu așa de tâmpit în engleză. Okay. Ne-am autodat Mandela. Ok. Da. Da, mă. Apare ăsta în Cyberpunk. Deci nice. A fost trailerul cinematic. Și după aia, pac, apare Gotta Burn This Town, Kid. Coboară capul, nici nu trebuia să scoată ochelarii. Paul ăla era Keanu Reeves. Și după aia a venit pe scenă și ne-a zis tuturor că... Ce ne-a spus? Că apare mult mai devreme decât ne așteptăm. Pe lângă și ne-a zis ceva. N-am văzut partea din World breathtaking, Paul. We're all breathtaking. Deci vorbea el acolo pe scenă și să vezi. Omul încerca să spună copiul, da? Mm-hmm. You know, he was hired to do a thing. Părea fericit, nu părea forțat, dar încerca să-și zică copiul, să scape de o grijă. Și încerca el acolo să zică all the buzzwords and the excitement and the stuff. Și după aia cineva din public, you're breathtaking. S-a oprit Keanu Reeves, you're breathtaking. You're all breathtaking. Ador.
Și după aia a încercat ea să-și aducă aminte copiul și n-a mai reușit. A zis doar the good parts și a plecat și kind of fucking saved the conference. A fost frumos. Omul e comoră națională. Da, e. Yes, asta a fost. Am zis de Cyberpunk 20. Niciun detaliu despre gameplay încă. Nu, bine, a fost trailerul ăla lung de 40 de minute de gameplay la un moment dat. Dar, na, o să probabil să vedem mai multe pe măsură ce se apropie data lansării. Apare mai puțin de un an. Ne așteptam să apară mai târziu, nu? 16 aprilie 2020. Da. Până atunci putea să facă Fort 20. Până atunci poate, nu știu, va fi picat Trump. Nu cred că s-a alegerea atunci. Da, mă, nu. Toată chestia a fost așa, a spus el despre joc că it's nothing short of breathtaking. După care cineva din public a spus you're breathtaking. Mm-hmm. Și după aia a zis no, you're breathtaking. Da, ceva alegeri. A fost tare. Yes. Ok, hai să moving on la Microsoft. Halo Infinite. Sure. We gotta address the elephant in the room. Pentru că I kinda liked the trailer. First party, by the way. Yes, and I kinda liked the introduction. It picks right off de unde a rămas ultimul cu main series, core game of the series, cu Master Chief în spațiu. Și by the way, încă n-am jucat niciun Halo. Abia aștept să joc pe PC pe Steam Power. Da, și eu. Yep. Boom. Yep. Toate, seria. Toate. Și dacă tot suntem aici cu chestii care au fost ținute ostatic de Microsoft, care acum wants to score the good guy points, muie, bagă pe Steam și Age of Empires 1 Definitive Edition și Age of Empires 2 Definitive Edition. Da, au studiourile lor făcute de ei, da, sunt first party games. Și am aflat în sfârșit că Age of Empires 2 Definitive Edition vine cu tot contentul lui Age of Empires 2 HD și tehnic este un Age of Empires 2 HD HD, HD la puterea a doua, I don't know what you wanna call it. Dar vine și cu un expansion nou cu ocazia asta și ar fi al patrulea expansion nou pentru Age of Empires 2 după seria originală. Băi, mă bucur. Știu că e un joc foarte apreciat de jucătorii de RTS-uri și mă bucur că încă primește atenție. Păi, mie îmi place să joc foarte casual, dar îmi place, e un joc frumos și trebuia să moară. Ar fi murit cu mult timp în urmă jocul ăsta. Nobody would have given it so much... Mă mir că primește așa multă atenție, da. Pentru că nu e ca și cum există o comunitate foarte mare, profitabilă de jucători Age of Empires. Nu există o comunitate profitabilă nici de Doom. Adică n-ai e-sports scene pe Age of Corect. Empires. Dar ca dovadă că se poate și fără e-sports, Age of Empires cu Doom, cu Duke Nukem, cu toate jocurile astea care încă sunt în viață prin comunitate, Age of Empires 2 mi se pare că a fost revitalizat de The Forgotten Empires, care a început ca un mod pentru un mod slash expansion neoficial pentru joc și după care băieții au fost angajați de Microsoft să lucreze la HD-ul oficial, care a incorporat și modul lor, de data asta pe canalele oficiale și acum l-au vândut. Și au tot, băieții ăștia au tot făcut expansion și acum we got the HD HD. Double HD power. Can you hold all this HD? Nu pot. E like tot județul Hunedoara acolo. Exact. Deci that's some good news de la Microsoft. Tot Bogdan Peticei cu HD-ul acolo. Da. Ce mai avem? Double Fine, cumpărați de Microsoft, ne-au datat niște Psychonauts 2. Tehnic, first party. Acum sunt first party. Au încercat băieții, s-au străduit. Oricum, nobody can take Brutal Legend away from us. Da, nu pot, am văzut trailerul și nu pot să-mi fac niciun fel de părere că e Psychonauts, arată ca Psychonauts, adică e ok, îmi place Psychonauts, dar n-am ce zic despre trailer. Arată ca mai mult Psychonauts, ceea ce e bine. Știți când vedeți un trailer care nu arată nicipit de gameplay, dar știi deja cam cum o să fie jocul pentru că știi developerii și știi care e nivelul de calitate? Ale-i. Yeah, so it's Psychonauts. Xbox One face streaming. Toată lumea face streaming. Let's not scratch this. Toată lumea o să aibă streaming service după E3-ul ăsta. Da. Gears 5 a venit pe scenă și ne-a arătat că hey, first party. Hunker down and you shoot at monsters again. Da. 10 septembrie e data de lansare. Ah, ok. Asta e altă serie pe care aș vrea să o am pe PC. Singura pe care vreau să o joc pe PC este trilogia inițială. Pentru că that's the only one I care about. With the Locust, care are the actual stakes. Astea sunt just fucking spin-off games. Am înțeles că și 4 e ok. Da, dar cred că dacă mă îndrăgostesc atât de mult de trilogia aia și o să mai vreau content, da, o să mă nu, caut în 4 și eu trilogia originală o vreau. Da. Cu Dom și cu Marcus și cu toți Carmine. General Ram. Și cu The Coltrane. Da, și cu the Locust Queen. Și the fucking ugly beasts. Vreau să mor iară de 20 de ori la faza în care mergi cu convoiul pe on the side of the mountain, pe cliffs,
și trebuie să aud de fiecare dată când fac respawn la checkpoint, când distruge, când stai 10 secunde și după aia încep să atace și distruge un elicopter și zice "Our bird just got shellacked!" Vreau să aud chestia aia de 20 de ori când tot reîncerc să fac secvența aia. Shellacked? What? Tu n-aveai probleme când jucai chestii cu checkpoint-uri care erau foarte grele când erai mic și erau chestii unskippable pe care le tot auzeai de câte ori reîncercai? Da. Alt exemplu e în Return of the King, jocul ăla hack and slash beat'em up. Aha. Și când erai la At the Gates of Mordor, trebuia să auzi de nu știu câte ori scena cu "Well, I guess that concludes negotiations." Tu ai avut-o pe aia. Eu am avut-o pe aia cu The Mamelukes Strike Again. În ce? În tot în același joc. Sau Mameluk sau Mama Kill, ceva de genul. The Mama Kill strike again sau ceva de genul. That's the line I heard over and over again. I guess that concludes negotiations. Ah, fuck. Fiecare a avut replica lui. Sau, we'll meet again, Captain Claw. Our bird just got shellacked. Da. Share your burned into your brain. Da, ziceți și voi ce replică unskippable. Deci this is not bullshit engagement. Chiar nu, vreau să știu ce aveți. Și eu sunt curios ca chestii de la nostalgie. Ca să vedem unde ați murit și să râdem de voi. Să râdem de ciproc unui de alții. Ce proști suntem la jocul. Rataților. Rataților. Se poate persoana întâia așa? Ratați, nu cred. A trebui. O limba mai bună ar cuprinde și această posibilitate. Ratați noi. Ratați neînșine. Am avut niște observații pe Facebook, Paul. Straight off the bat, content exclusiv dacă cumperi Gears 5 în prima săptămână, muie. Minecraft. Primești muie exclusiv dacă cumperi? Hai să zicem că nu. Deloc. Și Minecraft face un hack and slash. Da, mă, what the fuck is that all about? I'm coining it, Paul, și vreau acum și pe audio. Diablox, gata, Diablox. Diablox, nice. That's nice. The game. Fucking sell it. Ninja Theory fac un pe 4v4 multiplayer brawler shooter game, Bleeding Edge. Îmi place character design-ul. It's very interesting și looks good, dar ca joc nu o să mă ating de el. Minecraft, Ninja Theory, first party. Ok, Paul, sunt toate first party? Da, mă, sunt foarte multe first party. Bine, bravo. Am zis că putem să închidem meteo, că Cyberpunk 6969 de Keanu Reeves. Acolo s-a terminat. No. Mai avem ceva de părere să verific aici. Pentru prima oară, Paul, Halo se întoarce pe PC. Vrei să zic, Paul? Vrei? Say it. Deci se întoarce pe PC. Am botezat fenomenul Halo Reach Around. Yes. Că de comeback. Și vine repede Teo și îmi strică toată bucuria și zice Halo Carici. Carici, da. Care e mult mai haioasă. Dar a mea era topicală, okay, așa că... Okay. Nu, mi-a plăcut Halo Reach Around. Păi a mea era pe subiect, mă. Asta n-a avea subiect, da. Nu era pe subiect. Dar e haioasă. Ok. Lego Games. Yeah, sure, they're fun. Da, toate filmele Star Wars, toate 70 de filme Star Wars. Am zis că aștept versiunea completă cu toate cele 58 de filme. Când termină Disney. Da. When Disney is ashes. S-a supărat pe mine prietenii la când apare revista că nu sunt deloc vesel și sunt foarte cinic. Ți-am tot zis, da, pula mea. I know, man. By the way, m-am dus, l-am întrebat pe Paul. Sunt prea cinic, că nu prea mai îmi dau seama. Mi-am bătut joc de E3 în continuu de vreo 3 ore. Zim dacă I'm being too rough. Paul, shrug emoji. Yes. Am zis, Gears of War 5 nu e prezentat de Cliffy B, că e preocupat să spună pe Twitter cât de mult mănâncă cur, which is ok. Nu știu dacă am adresat deja chestia asta, că... Cât de mult shade e faptul că se mută ăștia pe Steam cu Gears of War-ul. E shade? E shade pentru că e făcut de Epic Games, seria. Ah, da, este under Microsoft. IP. E shade masiv. Nu, dar Cliffy nu mai are treabă cu studio-ul. Știu că nu mai are, dar nu e IP-ul lui Microsoft, Gears? Ba da, e IP-ul lor, da, e chestia că a fost publicat de Epic Games și acum se duce la... făcut de Epic Games. Da, dezvoltat. Ei, băi, știi ce, într-un fel dacă rămâna IP-ul la Epic Games, l-am fi avut pe PC deja, which would have been nice. Dar în același timp, l-aveam acum pe PC, pula mea, drepturi și ai licențe, ce să-i faci. Și haide, Paul, să trecem la celălalt anunț important. Bagă.
Elden Ring. Zero informații. Decât că... Zero informații. Dar mamă, ce bun e trailerul. Foarte bun, da. Mi-a dat vibe de Demon's Souls un pic. Da. Cam toate jocurile, vreau să te dau vibe. Ok, mi-a înțeles. Îți place motivul cu femeia care face un ritual și are fața acoperită. We get it. Ok, your kings are your, you know, they're fine. Not nu gonna facem judge. King-shaming, e ok. Not gonna judge, dar arată bine trailerul. Dar zero informații despre joc și nu chiar zero. Ce știm? E third person RPG? Deci știm că o să fie mai apropiat de Dark Souls decât Sekiro ca și informații, și că va fi mai mare decât ambele. Ok. Eu m-am dus în viitor și l-am cumpărat deja. Nu e pre-order, așa că don't judge me. Da, nu se pune. Și l-am luat. Ce m-a șocat pe mine e că inițial leak-ul era că era leak și zvon și tot felul că lucrează și George R. R. Martin la chestia asta, da. Ca și consultant. Aparent nu a avut doar rol de consultant, pentru că scria că era ceva în genul created by Hidetaka Miyazaki și George R. R. Martin. Deci au avut rol în world design, nu doar de consultanță. Sau și... avocați buni și contacte bune. Da, ideea e că na... Cu ce am rămas eu din chestia asta este George R. R. Martin în pula mea scrie cartea odată, scuză-mă, nu vreau să fiu din ăla, dar te rog. Dacă afli că e super hidden secret cartea în jocul ăsta, el moare între timp, nu află nimeni decât peste 20 de ani că e cartea în jocul ăsta. Ca și easter egg-ul ăla de Doom. Da. Acum două săptămâni. N-ai prins acel sector micuț care are o grosime de un pixel și peste 20 de ani. Mersi, Romero. Da. Asta nu a fost first party. Nu, n-a fost first party. Nu cred că are cloud Microsoft să ia From Software first party. Are Activision, though. Da. Mai am niște mențiuni care sunt nu neimportante. Ori and the Will of the Wisp. Știam deja de el. Extrem de bine ce am văzut. Da. Arată foarte... N-am jucat primul, am zis că e un metroidvania foarte bun. Da. Ideea e că se știa deja de Orientul Lucrurilor. Se știa, dar am văzut imagini de actual gameplay. Da. Arată bine. Și am țin să menționez că mi se pare că The Cinematic Platformer încă mai are viață. Și poate, ne poate da o narațiune interesante, gameplay interesant, momente memorabile și bring it my way, I like it. Way to the Woods. Da. Interesant, I am intrigued. Nu știu exact ce am văzut acolo. Un cer. Poziția-ți. Journey, dar ești o căprioară. Deci, mi-a plăcut feeling-ul. I wanna play that shit. Și ce-mi place mie, că ăsta micuțe trebuie să-ți arate gameplay. Ăsta mare își bat pula. Bă, da, ia niște pre-render. Uite-ți sfârcul lui Dom. Fucking jerk off to it. Yeah. Which I would, but, you know, give me some gameplay. Și 12 minutes. Ăsta era, mi-a scăpat, nu l-am aici. Zi-mi despre ce știm. Cred că este gameplay, nu știu exact. E foarte top down, sunt niște personaje care vorbesc la o masă. Un soț și o soție spune că he's been through this again. Cineva o să bate la ușă și o să o omoare. Ah, e celălalt joc despre oameni trapped in a loop. Și it's a thing, I guess. E o chestie de aia care apare simultan la doi developeri, dar I like both of them și abia aștept să le joc. Deci it's a time loop și trebuie cumva să rezolv, nu-mi dau seama exact cum, dar vom afla când apare. Până atunci, keep an eye on it. 12 minutes. Și acum, Paul, nu știam că am făcut o referință atât de bună, dar o să zic încă o dată. Outer World, Dying Light 2 și Wasteland 3, Big Dice Energy. Wow, da, am văzut aia. Foarte bun. Deci ăstea trei m-au pus, mi-au dat criticală și eram... Care zis Outer Worlds, Dying Light și... Wasteland 3. Wasteland 3, așa. Care sunt oarecare măsură related to Daddy, așa. Chrissy. Outer Worlds și Wasteland 3, apropo, first party. Și Dying Light 2 first party. Asta a făcut Microsoft. Și-au cumpărat first party-uri. Deci efectiv fucking Microsoft. What are you, Disney? Fuck off. Outer Worlds. Mamă, cât sharpness au avut trailerul ăla. Da. Dar o cantitate prea mare de sharpness. Că n-are cel shading-ul lui Borderlands. Așa că au făcut altceva. Nu, e ok. We know we like it. Aștept mai multe detalii. Adică pare a fi genul de joc care o să-mi placă. Pare așa a fi un blend între Fallout și Bioshock. Mi-a plăcut. În primul rând a început conferința cu trailerul care critica capitalismul și corporațiile mari. Și am don't you dare Microsoft to play with my feelings. Dar
ca și tematică și am văzut din, din trailer ca narrativă, I'm on board, Paul. Vreau să distrug corporațiile. Da. Și... astea apar în toamnă, nu? Adică Wasteland nu știu exact, Outer Worlds apare la toamnă pe Epic Game Store. Și Dying Light 2 în primăvara 2020, niciun detaliu relevant, doar că știm că o să încerce să facă chestii mai interesante cu povestea și Chris Avalon și bla 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 și choices that actually matter. Deci vedem, o să vedem. Și încă un joc care m-a făcut să ridic sprâncene numeroase, Spiritfarer. Da, îl am și pe ăsta aici, vai, băi, e absolut adorabil. Ăla cu bărcuța, mergi din loc ăla în loc. Ăla cu bărcuța cu animale. Da, da, și mi se pare, are vibe-ul ăla de, cum îi spune, expanding safe space prin care tu explorezi în respectivă și acumulezi, da, da, și, echipaj. Și e foarte, e așa de upbeat trailerul ăla. Mă așteptam să fie genul de trailer în care e totul upbeat și la un moment dat se face noapte și devine creepy. Știi genul ăla de trailer? Da, nu e exclus să fie asta în joc, nu e exclus să fie, da, să fie fucking soul crushing de trist, dar... îi făcut de studioul care a făcut Jotun, care e un fel de Bastion cu mitologie nordică. Da, și ăsta pe Steam. Și Sundered. Ok. Da. Aștept. Da? Și ultima știre pe care am e OMG, Paul, următorul Xbox va avea SSD. Wow, ce chestie, băgăm SSD-uri în console. O să fie atât de... A zis Jim Sterling pe Twitter chestia asta și mi-a plăcut. Că menuns poți să te lauzi cu cât ai puterea ai sub capotă, dar Nintendo rupe la jocuri interesante, deci... Da, da, cam... cu căcatul lor de, da, ecran de plastic. Fucking, cu o generație în urmă, o generație jumate în urmă de ca și hardware și îți rupe ca și jocuri interesante. Wii-ul s-a pișat, da, s-a pișat și... pe toate celelalte console. Și era hardware de GameCube. Era super shitty, m-am jucat pe un Wii, adică nivelul de detaliu la grafic era de căcat, dar multe jocuri interesante și gimmick-uri, da, faine și... Na. Da, da, vezi, you have to game develop, nu fucking da, put RTX in shit. Trei chestii mai am eu de la conferința Microsoft. Metro Exodus va ieși pe Microsoft Xbox Game Pass, chiar dacă este exclusiv pe Epic Game Store, ceea ce e interesant. E interesant. Presupun că doar pe consolă, nu pe PC. Nu, pe Game Pass. Deci poți, adică, pe PC? Așa aș presupune, pentru că nu mai există exclusive. N-am verificat, dar... Să nu fie timed pe consolă. Posibil. Apare un film, un joc, scuze, un film. Mm-hmm. Un joc first person horror, Blair Witch Project, pe august 30. Am văzut trailerul. Deci am văzut trailerul și în timpul trailerului vreau repede să scriu pe pagină o glumă că e Blair Witch. E ca pe tine. Și după aia, e chiar Blair Witch. I'm on point, ok. Și jocul memă, Battletoads, am primit încă un trailer. Era primul Battletoads Streets of Rage? Că ăsta e Streets of Rage. Da, era primul Battletoads. Era un fel de platformă beat-em-up cu tot felul de chestii. Băi, nu știu, I blame V și 4chan pentru Battletoads. Într-o lume normală, da, n-ar fi ajuns aici acest knock-off nici de Teenage Mutant. Nici măcar V. Biu, da. Biu a promovat, deci, Battletoads. Un knock-off de Teenage Mutant Ninja Turtles n-ar fi supraviețuit deloc, da. Nu are nimic original, dar v-a plăcut vouă. Blaștele cu mușchi, ok, aveți blaște cu mușchi acum. Cu mușchi. Nu mă impresionează, I don't know, man. Poate o să fie bun. Poate o să fie bun. E posibil, da. E făcut tot de Rare, na. Da. Bun. Hai să ne ducem la conferința Bethesda. Am trecut de conferința Bethesda, ok, moving on. Permite-mi, te rog, să preiau eu controlul și narrativa. Da, ia tu controlul și o să intervin eu dacă am ceva, da. Ok. Bun. Bethesda, ca de obicei, a prezentat o grămadă de chestii extrem de faine și de interesante, toate care nu se bazează pe proprietățile lor intelectuale. Da. În dimineața în care m-am trezit, azi, cred, azi noapte a fost Bethesda, m-am trezit și pagina Fallout, pe care o urmăresc pentru că îmi place seria Fallout, își updatase poza în ceva cu Fallout 76 și pagina Elder Scrolls, pe care o am acolo pentru că îmi place Morrowind, și-au updatat cover photo-ul pe Facebook cu Elder Scrolls Blades. Da. Miss me with that shit. Oh, fucking miss me hard. Bethesda nu a anunțat asta în cadrul E3, dar am mutat aici doar așa de fan. O să înceapă în sfârșit să livreze the canvas bags, alea pe care le promis. Bun, cele două chestii neinteresante sunt în felul următor. Fallout 76 primește NPC-uri și companions și full dialogue trees. World's în smallest stil vechi. Hand clapping for it. O zicea Mihai, ascultătorul nostru, că încă 2-3 patch-uri și o să fie mai RPG decât Fallout 4.
That's a hot take, dar posibil și, să da. Fie. Elder Scrolls, din nou, nimic, pentru că nu au nimic, pentru că au publicat în grabă un logo anul trecut și nu au nimica și oricum au zis că se concentrează pe Starfield și nici de la Starfield nu ar arăta nimic, așa-i? Nu. No. Nice. Hei, avem Elder Scrolls Blades. Da. Cam asta este first party-ul Bethesda. A, apropo, și... tu nu știi de ce au pus banner pentru, sau știi de ce au pus banner cu Elder Scrolls Blades? Da, scuze, am uitat să menționez. Îl bagă pe Switch. Și o să fie free-to-play în continuare. Evident. Cum? Jocul ăla cum? De așteptat. Îți iei, ca să joci activ așteptând când ai pe Switch of all the fucking platforms care are engaging game, jocuri numeroase cu gameplay interesant în care joci activ. Fii atent. Bagă the waiting game. Ok. Pe telefonul celular văd de ce aș juca Blades. Eu n-aș juca, dar văd de ce aș juca cineva Blades. Pe Switch am deja Skyrim. De ce pula mea m-aș juca Blades? Ai o grămadă pe lângă Skyrim, mai atâta opțiuni interesante. Da, da, zic, dacă vreau The Elder Scrolls Experience, am fucking Skyrim. Nu, menos, poate vrei un joc așa mai așteptant, stai și, nu știu, poate te ai caci pe Bethesda. Pot să mă joc Breath of the Wild sau pot să mă joc Blades? Atâtea fucking chestii ca să joci pe Switch. Pot să mă joc Doom pe Switch sau Elder Scrolls Blades. Poți să joc Octopath Traveler sau Elder Scrolls Blades. Hai să vedem ce opțiuni avem astăzi. Mario Kart sau Elder Scrolls Blades. Smash Bros sau Elder Scrolls Blades. N-are ce căuta acolo. Efectiv, n-are ce căuta. Nu, este they're throwing it out. They're poate mai prind niște jucători. Da. It's, no. Zipa-ul cel mai... Și acum vin toate chestiile faine de la Bethesda. E, nu, mai sunt și chestiile căcat, dar continuă să zic. Bun. Nu, ce mai am eu sunt doar chestiile... Faine? Care bun, hai, da. Sunt gata, că știu deja. Bun. Cam, cool. Ghostwire Tokyo, de la Shinji Mikami, care a fost Resident Evil Director și a lucrat la Evil Within. Am văzut trailer, nu? I am intrigued. Da, nu știm foarte mult despre el. Tipa aia care a intrat pe scenă, adorabilă. Hey, Paul. Pup. But yes, she was very, very charismatic and nice. Tipa a lucrat la Bayonetta și la alte câteva jocuri. Ooh, that's some high pedigree. Și ea zice că, o zis în felul următor, it's a new kind of action-adventure game, it's spooky, but not the kind of survival horror we're known for. People are disappearing in Tokyo and you have to find out why. You'll encounter the supernatural and the occult and save humanity. Deci pare a fi mai degrabă un joc de mister, investigații, decât un survival horror. Nu știu ce ai văzut, eu am văzut prăjeală, dar prăjeală bună. Da, exact. Și vreau. Trailerul Deathloop de la Arkane, din nou habar n-avem cum se joacă, dar trailerul foarte bun. Doi asasini undeva într-o dimensiune paralelă sau ceva de genul ăsta, vizual foarte interesant, se vânează unul pe celălalt, sunt trapped in a time loop, e Groundhog Day și unul dintre ei vrea să rămână în time loop și unul vrea să evadeze. Posibil să fie un 1v1 narrativ? Ar fi interesant. Nu știu. Asta sunt speculații. Nu știu. Sau poate, da, sau poate joci alternativ cu fiecare dintre ei. Probabil că o să aibă tot designul sistemic pentru care să iei cunoscuți, ăla în care poți să abordezi fiecare problemă cum vrei tu, cum a fost Prey, cum a fost Dishonored. Ce vreau să zic este că e foarte probabil ca cele două personaje care se omoară între ele să fie player characters. Da, da, m-am gândit și la asta, s-ar putea să fie un... Și Arkane au zis că se joacă cum vrei tu, ca și Dishonored, cum ai spus, da, dar sper să nu fie ca Dishonored în care dacă te distrezi prea mult vin șobolanii și te mănâncă. Da, 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 dacă par șobolani, dacă te distrezi prea tare. Asta a fost o problemă foarte mare la Dishonored. Toate chestiile fun îți creșteau chaos-ul. Da, și era... Do not have fun, try not nu instead. Nu te distra, dacă vrei. Și după aia, știi care e chestia? Încerci să faci low chaos, nu te distrezi deloc în joc, da. Și după aceea începe Dishonored 2 și canon ending e high chaos pentru unul. Son of a bitch. Fuck. Puteam să mă distrez leger. Apropo de ce zici tu cu 1v1 și da. Narrative co-op slash ce o fi, la Wolfenstein Youngblood, care o să fie co-op sau single player, aparent o să aibă open-ended level design, mai deschis decât jocurile anterioare și aparent Arkane lucrează cu Machine Games la chestia asta. Sunt interesat, încă o dată, mult mai politic decât tot ce scoate Ubisoft. Excelent, nu, deci, la fel, nu am văzut nimic nou de la el, dar da, sure, Killing Nazis în SF-ul de anii 60. Știi, e genul de chestie care it's just more of the same și I want more of the same.
de-aia nu are nimic de dovedit ca și gameplay. Nu știu, mă gândesc că ăsta Deathloop ar fi putut arăta niște gameplay, că e chiar ambigu. Ghostwire Tokyo poate și ar trebui să fie arătat niște gameplay, dar la Wolfenstein n-ai nevoie. Chestia că le anunță acum, știi, acum la Wolfenstein iar știam deja de el că apare, știm că vrem mai mult de el. Tot apropo de asta, am de exemplu notița mea pentru Doom Eternal, este în felul următor. Doom Eternal, punct, e Doom, lol, punct, noiembrie 22. A, așa am să zic și eu, pe pagină, Doom Eternal, e Doom Eternal, punct. Da, e Doom Eternal, ce pula mea vrei. Apropo de Doom Eternal, stai-ți în două secunde la Doom Eternal, hai să fucking call them out, mâncă mea și pulan. Pre-order now and receive the Rip and Tear Pack, un skin pentru Revenant, are trompete, ha, it's the meme, the dude Revenant skin, hu-hu-hu, Dude Eternal, throwback shotgun weapon skin, arată un pic maro, nu știu la ce e throwback ăsta, că nu arată la shotgun-ul din niciun Doom de până acum. Sure, whatever. Bonus campaign master level la pre-order, muie Bethesda. Also available, the deluxe edition includes Astea nu-s chestii pentru multiplayer. The Dude? Revenant? Nu, cred că e de single player. Ar fi mișto să locuiască, sunt de multiplayer. Nu știu, cred că e pentru multiplayer, caz în care nici nu-mi pasă. DLC la deluxe edition, ai season pass, year one pass. Da, dar pentru ce menunți ați încercat season pass before? Ce faceți? Are you fucking kidding me? Deci sunt deja rezervat față de fucking Doom, Paul. Au făcut să mă facă să zic I'm gonna wait on this. Muie Bethesda. Nu. Da, sure, muie Bethesda dacă vrei tu neapărat. Ba da. Ultima notiță pe care o am de la Bethesda este Commander Keen. Zi. Ah, da, că uite, vezi că ai și ceva de căcat. Asta e chestia de căcat? Da, e de căcat. Okay. It's a mobile game. Cât de mobile este? Este free to play PvP real time. Oh, yes, ok, bun. Credeam că când am văzut free to play și mobile, credeam că e un platformer Commander Keen. Nu, n-a dat Commander Keen. They fucking redesigned Dopefish-ul. Shot oribil. A venit Tom Holt pe Twitter să zică that's not my Commander Keen. Tom Hall este creatorul Commander Keen. Știu, și, da, nu trebuie să zic și oamenilor că mi-ai ridicat punctul de vedere. Nu știu toată lumea. Da. Tom Hall este omul care a lucrat la Commander Keen. A lucrat la Doom 1, dar nu apare în credit că a plecat înainte de terminarea proiectului. Oh, vai, am văzut un screenshot din joc și mi-a dat cancer. Da, deci este și id făceau asta în 93. Văd toate chestiile, văd timerul, văd bara de energie, văd cardurile. Și au terminat de lucru, go helmet to helmet și una la mână, ok, a doua la mână, m-am gândit la Spaceballs. Ha. My helmet is bigger than your helmet. Ok, da, mai avem ceva de la Bethesda? De la Bethesda nu. Fallout 76 primește NPC-ul Mocha, poate devine gold undeva prin 2020. Doamna Dăncilă, tip, referință, doamna Dăncilă. Am vrut să zic 20-20 de câteva ori și n-am eu numai 20-20 pot să zic acum, Paul. O să zic undeva într-un in a formal context și o să-mi iau mare cafteală. Da, na. This, Bethesda, atât a fost. Bun, păi nu, mai avem Devolver. My honorific wife, Nina Struthers, care a ținut iară conferința Devolver, pe care o ador în fiecare an. Yes, a fost prăjeală, a fost mișto. Da. Și au anunțat jocuri, mă, tot timpul îmi place că îi prăjeală, fac mișto de toată cultura asta de hype culture și de conference culture, dar anunță jocuri în același timp. E within the system, dar ca și developer, they've been okay. Ca și publisher, they've been okay with everything. Nu prea au lansat business model și chestii, adică ceea ce critică ei și arată cu degetul ca fiind nașpa, n-au făcut-o și ei. Da, exact, arată hype culture-ul și monetizarea de căcat și toate chestiile astea. S-au cam căcat pe ceilalți foarte mult. Da. Ceea ce nu știu cum vine asta. A, dar stai că ai spus că sunt outside of E3, da, aia își permit să... Da. Nu că throw shade, au dat cu pătura peste ei. Anii trecuți erau în cadru E3. Jocul de la Devolver. Da. Fall Guys, care arată ca un fel de Lemmings Big Planet. Sure, sure, I'm on board. Carrion arată foarte bine. Carrion este... Nu m-a încântat descrierea lor cu reverse horror game. It's not a reverse horror game. Nu e reverse horror experience. Ești ghiș, dacă ar fi ghiș în The Thing. La asta m-am gândit și eu, Paul! Da.
Deci îmi place foarte animația aia, pare a fi animație procedurală. Am văzut-o ultima oară în jocul ăla With the Slug Cat, Rainworld. N-am jucat. În care chestiile nu au animații și keyframes definite, se animează în funcție de terrain. Te mulezi pe terrain și te atașezi de el. Și arată foarte fain cum posedezi și tot crești și... Sau the thing. Sau the thing. În jocul cu penis mai are animații procedurale. Sau jocul cu penis, exact. Tot de Devolver. Da. Fun fact. Devolver au lansat foarte multe jocuri memorabile. Da. Au publicat. Da, Carry On, I Was Fucking Sold. Și oh my god, trailer cu gameplay. Mersi. Da, mă, chiar, au arătat gameplay. Wow. Au arătat iar arcade cabinet-ul ăla cu Enter the Gungeon. Care e adevărat. Da. It's a thing. I'm shocked. Recomand Enter the Gungeon pe PC, I guess, dar, you know, it's a thing. Gungeon, e tot de ei publicat. Da, e de Devolver. Ok. Ai și The Fucking Devolver ca și Devolver în joc. Da, da, da. Yes. Okay. Ceva ninja game numit The Messenger? Da. Arată interesant, n-am prins nimic special de la el, doar că sunt chestii, ești un ninja. Chestii care să keep an eye on. Pablo, da. Cred că îi zice. Da, My Friend Pedro, My a friend fost Pedro. Anul trecut anunțat, a fost doar încă un trailer de gameplay. Arată interesant vizual. E animația de aia procedurală, văd. Da. Și e mișto. I will look into it, you know. Și de departe cea mai mare anunț de la Devolver a fost noul lor launcher, unde au jocuri exclusive pentru launcherul lor pe care îl downloadez de pe Steam. L-ai luat? Nu, l-am luat încă. The Devolver Bootleg Launcher. L-am luat. E o colecție de 8 jocuri mici. A fost la reducere 1%. Da. Și poți să joci clasice cum ar fi The Enter the Gun Dungeon, Hotline Milwaukee, da. Cat Game, Shooty Boots. Cică sunt LOL random. Da. Nu o să ai any gameplay value în el, cică. One note, one joke games, ceva de genul. Dar contextul era că downloadezi launcherul Devolver. A comentat cineva, a zis că I just paid money for shit posting. Și da. It's basically it. I paid money for shit posting. Uite, achievement-urile, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, toată lumea are, aproape toată lumea are achievement-ul ăsta. Menu opener, alt achievement, menu closer, menu explorer. Superb. Hotline Miami 3 when? Yes, excellent. Yes. Menu Adel champion Devolver. Și ai menu champion și menu god ca achievement. Și menu god e foarte la 1,9%, la abia aștept să văd care e de menu champion achievement. I want to see that shit. Yes. Ce-mi place foarte mult la Devolver e că mi-e foarte ușor să-mi placă de ei pentru că se axează doar pe indie games. Da, au o nișă. Da. Și e bine. Și o nișă. Și Serious Sam, tot de ei publicat, dacă nu mă înșel. Da, Devolver lucrează cu Crow Team. Uh-huh. Da, sure. I-au lansat toate joculețele, mini-joculețele cu Serious Sam, like The Random Encounter și Serious Sam Triple D XXL, ceva de genul, nu mai știu. Oare Talos Principle e publicat tot sub Devolver? Nu știu, you should search that shit. Stai că am intrat pe Steam și uite, Cyberpunk, pre-purchase now. Well, I'm not gonna do that, dar o să-l adaug pe wishlist, ok? Sure. The Talos Principle. Yeah. Devolver Digital. There we go. Deci înseamnă că Crow Team sunt cu ei. Da, a mai fost de la Microsoft acum chestii care ne-au scăpat. Microsoft Flight Simulator. I'm actually legit excited. Ca un boșorog. Am văzut ăla una la mână, pentru că Flight Simulator X pe Steam e o mizerie plină de microtransacții. Sper ca Microsoft... Am jucat Ace Combat ultimul și a fost oribil. Ace Combat sau penultimul. Ăla e altceva, la arcade. Știu că altceva, Flight Simulator-ele au nevoie de ceva nou. Zic că Microsoft Flight Simulator să nu fie ca ce avem noi pe Steam acum, Flight Simulator X. Sper să fie mai decent cu monetizare, dacă va avea monetizare, sau poate scoate pachete de avioane, mă rog. Da. I liked it, arată bine. Sometimes I just want to fly a plane și n-am banii lui John Travolta. Da, și din câte știu, sau lui Nigel Farage. Sau Nigel. Din câte știu, e foarte detaliat și foarte realist Microsoft Flight Simulator. Adică poți să-l folosești să chiar înveți să zbori. Nu știu, dar pe toate Flight Simulator erau foarte complexe ca și simulare. Sunt, cum îi spune, trainer level simulation. Da. Adică poți să joci și la nivelul ăla. Ai setă să joci casual, dar poți să joci și la nivel de școală de pilot. E...
Nu știu în ce măsură acele environment-uri sunt detaliate per zonă sau tot globul e așa și streamuie informația asta. Probabil, nu știu, Google Maps sau ceva de genul. Pentru că aș vrea să pot să mă plimb peste. Am văzut în trailer Africa cu tocul, în sfârșit oameni pe la sol și animale, pot să zbor pe lângă girafe, era o șură. E interpretatul de Edgar, înregistrează podcast-ul. N-ai cum, mă, că sunt casă eu, nu mă vezi pe afară. Păi da, dar you swoop down. Ah, și faci, treci pe stradă pe aici, pe la mine și faci muie podcast. Și se aude în podcast, fă-mă, mă. Da. Suci pula. Nu. Da. I legit excited. Și a mai fost PC Conference care n-a avut cine știe ce. A la fost day ceva. Night, nu știu, dar da. A fost... Suntem la aproape 2 ore. Păi da, mă, da. A avut loc fix în timpul înregistrării. Putem să vorbim și săptămâna viitoare despre PC Game Show. Nici nu ai ce să vorbești despre Evil Genius 2, trailer cinematic, nicio informație. Borderlands 3, știm deja. Vampire the Masquerade Bloodlines 2, știm deja. Age of Wonders Planetfall e în spirit, okay. Continuare Age of Wonders, ok. Man-Eater, ești un rechin, mănânci oameni. Last Oasis, care... E special Last Oasis, dar nu mai ții minte. Last Oasis nu de a fost ce? Anunțat. Ba! Nu, Sea of Solitude a fost anunțat. Last Oasis. Ah, da, este ceva combat-y multiplayer în care fiecare își face okay. Corabia lui cu piciorul și whatever. It looks interesting, dar, you know, it is dacă what it is. Poți să faci cum vrei tu. Planet Zoo, de la băieții care a făcut Planet Coaster. Sure, why not, they make good tycoons. That's the PC conference. În mare parte. O să vorbim pe mai în detaliu de săptămâna viitoare despre ea. Dar nu vă așteptați la nimic breathtaking. Au fost ăstea, o să mai vină câteva. Ce mai avem pe to look forward to săptămâna viitoare? La ce să ne așteptăm? A fost Bethesda, Ubisoft mai încolo. Astăzi Square da. Enix, după aia. Păi acum are loc în timp ce înregistrăm, dar bun, săptămâna viitoare. Și după aia am primit doar through the grapevine de la Valentin pe chatul nostru că au anunțat și Uplay subscription service. Pupă-mă. Exact. Right in the keister. Fucking lick my tuhas, Ubisoft. Tu și toți tu și prietenii tăi. Apolitice. Da. Ce să mai? Și Nintendo marți. Și probabil că după aia o să înceapă E3-ul. Yay! Doamne, știi cum să ai așa mult E3? Abia... Și știi care e faza? Aveam acum episodul ăsta de aproape 2 ore și peste câteva săptămâni iară nu o să mai fie nimic. Toată lumea a anunțat ce avea de anunțat, nu o să fie nicio știre. Sper să, nu știu, să atingă pe cineva pe penis iară un Randy sau un CEO ca să avem ce vorbi. Nici măcar nu se chine să fie el însuși. Oh, Randy iar a transpirat în preajma cuiva. A transpirat straight into sexual harassment. Bine, hai să nu facem transpirație shaming că am început și eu. Ai început, da, și eu am perioada început. Perioada aia anului. Sfincterului Belfegor. Da. Văd că tot trimim pe Grapevine chestii la Ubisoft. Da, da, hai să nu facem conferința numai, Ubisoft numai, Live. Nu, în niciun caz, nu să dăm fanilor ce vor, Doamne ferește. Fuck off, în pui mei, dați banul la Patreon. Da, da, deci asta am zis, că this is, nu suntem profesioniști în sensul ăla, this requires us to reserve time, nopți și zile de lucru libere. Which we cannot afford nor want to necessarily in momentul ăsta. Dar da, o să vorbim săptămâna viitoare despre ele, don't worry. O să mai fac eu un live micuț cu gândurile mele. Dacă vrei și tu, Paul, să pop in, you know you're welcome. Dar, really, you shouldn't. You really shouldn't. Tot timpul când am avut timp, m-am prezentat. De obicei, yes. De obicei când intru pe Facebook, au fost încă un live. Ok. Deci nu, ca să nu înțeleagă oamenii că acum am just a very, very sneaky detroit shake. Deci nu, you really shouldn't be there dacă nu vrei. Dar it's you're free. Și o să mai fac eu asta mâine seară cu ce s-a mai întâmplat. Mai scriu chestii haiase, whatever. Dar sunt epuizat. Te cred. Vreau să transpir în liniște. Să se audă doar apa. Flioșc, 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 flioșc. Splash, splash. Hei, Paul, haide să... Da. Punem pauză la acest coșmar. Da, coșmar fără sfârșit. This is not yet... A, uite, s-a terminat cuvința Ubisoft, a început conferința, nu știu care. This is not yet the new Flash. Săptămâna viitoare vom atinge nivelul ăla. Și o să ne crească o mitralieră de carne din în gură și ne împușcăm.
Messi, E3. Asta e Videodrome sau Existence? Videodrome. Okay. The good Cronenberg. Care Cronenberg? The good one, Paul. Hei! Eu am fost Edgar. Eu am fost Paul. Și împreună încercăm să supraviețuim acestei conferințe la care Paul o trăiește cum trebuie și eu mă expun la ea ca ăla care lingea bara la Chernobyl. Oh, God, da. Nu. Bye. Do not want. Bye. Ciao.